Roxana RD este invitata mea și acum toată lumea, cine, unde o găsim, unde o vedem? Ei bine, oameni buni, ea a inventat sketch-urile pe Facebook, pentru că Facebook-ul a fost prima dată cu sketch-urile, corect? Corect, foarte corect. Ai fost una dintre primele influencerițe? Da, eram o gașcă de puțini oameni. Noi, România, Mircea Bravo, Ionuț Rusu, George Tănase, cred că și de la teatru ne cam judecă pe noi. Creatorii de sketch-uri zic. Da, uite, voi cine se cred, ce au succes, fără... Exact. Cei care se uită la podcast, de unde crezi că te știu pe tine? În ultimul timp, foarte multă lume mă știe de pe TikTok. Deci, cumva, oamenii de pe TikTok sunt un public nou pentru mine. Eu pe net sunt o paria ca influencer. Că nu sunt influencerul tipic românesc sau așa, sunt diferită. Și cumva, eu ca să fiu în lumea asta, trebuie să lupt ca să fiu acceptată sau... Recunoscută. Nu mă feresc să zic chestia asta. Ultimul an am fost într-o groapă, efectiv. Am simțit că mi-au dat-o grav. Și am coborât foarte jos. Și nu mai puteam să ies de acolo. Și mi-e ciudă cumva pe mine că mi-am permis atâta timp să stau acolo, dar nu puteam. Am stat în iad. Am mai zis asta, așa descriu. Am stat în iad. Te simți o tipă neînțeleasă? Neînțeleasă ca și prezență pe net, da. Așa ca și om nu, pentru că ca și om sunt foarte normală. În viața de zi cu zi sunt mult mai tăcută și introvertită și nu sunt atât de expansivă. Ăsta a fost și motivul pentru care am ajuns până aici pe net, pentru că mă fascinează cine sunt în fața camerelor. Care sunt jignirile cele mai mari care le primești pe net? Niciodată n-am citit, niciodată nu mi-a păsat. Și dacă le vedeam, ziceam, oricum tu nu contezi pentru mine, oricum tu nu o să mă oprești pe mine, fix așa eram. Tu, cu comentul tău, nu o să mă oprești pe mine, pentru că îmi plăcea prea mult ce fac și eram prea, știi, excited. Și zic, n-aveți cum să mă opriți. Și în ziua de azi le zic, după atâta timp, încă mai scrieți comenturi de astea, crezând că o să mă opriți sau că o să mă afecteze. Pentru mine, singurul om care contează sunt eu. Ce zic eu despre mine. Și acolo m-am blocat eu. Tu poți să-mi zici, oricine poate să-mi zic orice, și de bine și de rău, că nu asimilezi. Cum ți se pare în ziua de astăzi că se duce online-ul, că merge online-ul, că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi pe rețele de socializare? Din punctul meu de vedere, este ceva foarte cringe și recunosc cu mâna pe inimă că sunt foarte mulți influenceri care mă scârbesc. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cel mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Aplauze, ciucă. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Roxana RD este invitata mea și acum toată lumea, cine, unde o găsim, unde o vedem? Ei bine, oameni buni, ea a inventat sketch-urile pe Facebook, pentru că Facebook-ul a fost prima dată cu sketch-urile, corect? Corect, foarte corect. Sau oarecum a inventat. A fost una dintre membrele fondatoare ale sketch-urilor în România. Exact, și a influencerilor din România. Ai fost una dintre primele influencerițe? Da, eram o gașcă de puțini oameni. Noi, România, Mircea Bravo, Ionuț Rusu, George Tănase, cred că mai era Elena Ceușană și Mikey Haș, ceva, o gașcă mică și de oameni. Și Cristina Ih era atunci? Cred că ea cumva puțin mai încolo. După că a apărut în sketch-urile cu Romania. Da. Ideea e în felul următor, o găsiți pe Instagram Lux și Opulență, o găsiți pe TikTok Ruxy și o găsiți pe YouTube unde are 900.000 de subscriberi și n-a mai postat nimic în ultima perioadă. Te-ai uitat? Nu, îi ține nu... degeaba acolo. Pe acolo cum ești pe YouTube? Rux. Rux și atât, da? Da. Iar lumea te cunoaște probabil din proiectul Like One, așa se numea, unde erai tu și Creața. Da, da. Așa am început. În proiectul Like One eram eu și Creața și făceam sketch-uri pe net. Adică Facebook-ul era baza. Bine, atunci doar Facebook-ul era forță. Atunci doar Facebook exista? Da, cred că exista și Instagram-ul, dar nu prea era... Nu prea era atât de accesat. Da, Facebook-ul rupea, eram viral. Pe Facebook când postai, rupeai milioane peste noapte. Adică era ceva nebunie, efectiv nebunie. Dar cum ai ajuns să faci treaba asta? Pentru că tu n-ai terminat actoria, tu n-ai terminat teatru, ca să zici că, băi, uite, acum ce e de la teatru adaptăm pentru viața de zi cu zi. Da, cred că cei de la teatru ne cam judecă pe noi, creatorii de sketch-uri. Da, uite, voi cine se cred, ce au succes, fără... Exact. Pur și simplu, a fost așa o... Venise o prietenă să ne zică, bă, m-am săturat să merg la muncă. Hai să facem ceva. Uite, în America e chestia asta cu Vines, că era Vines pe vremea aia. Da. Și uite, ăștia fac sketch-uri pe net. Și eu nu știam, zic, stai ce?
explică mai încet că nu înțeleg. Și mi-a arătat niște sketch-uri cu americani. Uite ce fac ăștia, putem să facem și noi, uite, trebuie doar să gândim niște scenarii să postăm. Și eu zic, bă, da, ok, dar eu aveam un iPhone 5S. Acum îmi dau seama, când spui chestia asta, îți dai seama că părinții noștri puteau să fie cei mai tari la sketch-uri, sketch-urile alea de Revelion, sketch-urile alea pe care le știe toată lumea. Deci dacă se apucau ai noștri și dacă era Facebook pe, în vremea aia, era treabă serioasă. Da, eram... Și atunci ai început, practic, să intri în domeniul ăsta. Da, și am zis, ok, fie, facem cu ce avem. Cu un iPhone 5S am început să filmăm niște prostii, rău, ceva rău, adică se vedea rău, se auzea rău, era scenariu prost, dar am început. Și ăla a fost începutul. Da. Ăla a fost începutul, uite, bem un șpriț la tine, am reușit să-l fac înainte să dăm drumul la podcast, gata, l-am făcut și eu, avem o apă etichetată corect, cea mai bună apă minerală din România, Aqua Carpatica, și dăm noroc cu un Sâmburești. Pleci acasă cu vină de la Sâmburești, acum au și etichetele astea Carpatia, arată senzațional, Sauvignon Blanc, tot de la Sâmburești, prietenii noștri, așa că nu se pleacă cu mâna goală Rux de aici, de la podcastul nostru. Deci nu se pleacă cu mâna goală, te rog frumos. Da. Se bea, se pleacă cu cadouri și se vorbește din suflet. Eu dacă beau paharul ăsta, Măruță... Avem ceva de povestit. Distrug pe aici, cred că, chestii. Da? Haide, te lăsăm. Asta e, știi cum e. Te lăsăm influencerul să se manifeste. Okay. Cu creața, de ce te-ai certat? Nu neapărat că ne-am certat. Nu mai eram compatibile. Ne doream lucruri diferite. Eu doream să excelăm foarte mult pe partea de muncă. Eu aș dorea cumva familie și relație și voia să dedice mai mult locului, adică la familie. Asta. Mm-hmm. Și cumva ne-am rupt, s-au rupt lucrurile între noi, pentru că eu voiam una, ea voia alta și nu ne-am mai înțeles. Acum v-ai vorbit? Nu, nu mai vorbim, dar nu cred că... De asta mă gândesc că o prietenie care e foarte puternică, la un moment dat se rupe, pentru că probabil mai e și altceva acolo, nu doar că unul vrea familie și unul sketch-uri. Cumva cred că pe noi ne-a legat munca, nu neapărat prietenia. Și cred că acolo a fost... Când nu a mai existat legătura de muncă între noi, s-a rupt și relația noastră. Și n-ați mai vorbit? Nu, n-am mai vorbit. Dar, sincer, chiar m-am gândit la ea în ultimul timp și mă gândeam, bă, aș vrea să o sun, să văd ce face. Am zis că are și doi copii acum. Ai numărul ei de telefon? Nu știu dacă mai am, dar l-am ăla vechi, nu știu dacă mai e același. Hai să vedem dacă mai merge. Haideți să o sunăm. Nu, că femeia acasă, copii, păi cu bărbat. Nu e seară, e ora 18:30 de minute când filmăm podcastul. Sună. Creața, Laicoan. Cristina. Bai, poate cu copii, poate așa. E 6 după amiază, adică și nu e mare. Și tu ai doi copii. Copiii nu dorm la ora asta. Păi nu sunt, azi mici. Și ce dacă? Se bucură, uite, mama vorbește la telefon, o sună cineva. Nu răspund la numere necunoscute. Și dacă insiști? Dacă insiști, poate o îi faci ceartă în familie, Măruță. O să zic că... Poate răspunde soțul. Da. Și nu o caută pe nevoasta mea. Exact. Bună ziua. De la Laicoan sunteți, Creața? Vrem să facem și noi un sketch. Suntem de la compania? Nu. Nu merge așa, nu? Nu. Suntem, vrem să ne promovați niște produse pentru copii. Măruță. Mai dă și numărul celălalt. Hai să mai încercăm pe încă unul. Hai să vedem dacă răspunde. Încercăm al doilea număr de telefon. Cred că și-a schimbat numerele sau efectiv nu. Păi sună undeva. Cristina răspunde. Suntem noi prietenii tăi. Poate te sună mai târziu când terminăm și îți face după aia... Capul calendar. Și o să spun, dar nu eu am vrut să vorbesc. Bine, lasă, că mai încercăm. Aveți Dumnezeu? Nu. Da, nu-l băga pe Dumnezeu în ecuația asta, pentru că o să povestim noi imediat, da? Ajungem imediat. Lasă că eu mai încerc la ea, să știi. Noi suntem perseverenți, poate lăsăm te telefonul pe masă, da? Până atunci, pentru cei care urmăresc podcastul nostru, aș vrea să-mi spui în felul următor. Cei care se uită la podcast, de unde crezi că te știu pe tine? Rux, o cunosc din proiectul Laicoan, când a început ca primii influenceri în România. O cunosc din show-ul Bravo Ai Stil, unde a și câștigat premiul cel mare. O cunosc din show-ul Sunt Celebru, Scoate-mă de Aici. De pe TikTok. De pe TikTok. De unde crezi că te cunosc oamenii? Sau cum crezi? Acum depinde care e media de vârsta publicului tău. Nu contează, zice că e un mix de oameni. Pentru că în ultimul timp foarte multă lume mă știe de pe TikTok. Deci cumva oamenii de pe TikTok sunt un public nou pentru mine. Că e șocant, mă rog, șocant
când mergi pe stradă și zic, a, te știu de pe TikTok, e ciudat când tu știi că ești pe net de atâta timp, știi? Și înseamnă că oamenii mă știu strict pe TikTok, nu știu cine sunt pe cealaltă parte. Dar poate oamenii ar trebui să te știi și de la librărie, pentru că ce crezi, nimeni alta decât Roxana Erdei a scos o carte. Două, Măruță, am două cărți, stai cu minte. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, știam doar ultima care se numește... Doar tu și Dumnezeu se numește ultima și prima se numește Intoxicată. Și sunt scoase una în 2020 și asta acum în 2023. Care e povestea primei cărți? Prima carte este o relație de-a mea toxică cu un bărbat de care am fost obsedată și a fost rău. Da? Da, bine, n-am fost cu el convențional, dar a fost, m-am... O ce înseamnă convențional? Era adică căsătorit? Oficial împreună, nu. Oficial împreună. Eram, ne vedeam on and off. Ne vedeam așa, era... Cum sunt astea moderne acum, știi? Adică era doar o relație să vă întâlniți? Da. Să vă bucurați unul de altul? Da, ne întâlneam, ne vedeam așa și chestii, da. Și cumva eu am dezvoltat o obsesie pentru el. Și, na. Dar cum s-a întâmplat chestia asta? Pentru că, uite, poate mai sunt oameni care trec prin situația asta. Cum s-a întâmplat să deveni obsedată de el? Sau nu, ce? Cum s-a întâmplat, practic, să accepti că e un bărbat cu care te întâlnești doar pentru a vă bucura unul de altul, nu știu cum să formulez, necrezând că te îndrăgostești de el. Apoi te îndrăgostești de el și spui că e o relație toxică, știi? Vezi, când încep chestiile astea și nu ai cunoștințe despre tine și creierul tău, vrei atenția lui. Și atunci singura metodă să obții atenția lui e asta. Să te întâlnești când vrea el, cum vrea el. Te bucurai doar de chestia asta. Zic, ok, dacă doar așa vrea el, mie îmi convine că măcar mă bucur de atenția lui, de timpul lui și așa. Ai suferit? Am suferit, dar într-un fel nevrotic. Adică am urlat la el, am făcut în toate felurile și așa. Adică, na. Dar cum l-ai cunoscut? Pe Instagram. Mi-a scris pe Instagram, dar mi-a scris pe Instagram gen... Când încă nu eram foarte faimoasă, era cred că primul an de internet, 2016-2017. Și de la început el și-a dorit o relație așa în care doar să vă vedeți? Nu știu ce și-a dorit, de la asta e că și eu am stricat-o pe parcurs. Uneori cred că el și-a dorit o relație oficială cu mine, dar eu m-am purtat foarte psihotic și atunci cred că și-a dat seama că n-are cu cine. Cumva mi-a rămas cumva impresia asta despre el, știi, că el voia altceva și eu... A fost singura ta relație toxică sau mai a fost? Oh, nu, nu, mă rog. Iartă-mă, iartă-mă pe mine. Cam toate fost. Și prima mea relație a fost toxică. Prima relație. Primul meu iubit a fost rău. Cred că de acolo urăz eu balanțele. Da. De la el. Adică și acum cataloghez toți bărbați în zodia balanței, sunt ca primul meu iubit. Nu? Cumva, da, nu știu. Mi-a rămas așa o... Ai rămas tu un cu... dezgust, da, față de balanțe, dar mă înțeleg foarte bine cu balanțele, cu bărbații balanțe. E o chimie foarte mare, doar că da, e o reținere. De asta zic, relațiile astea toxice nu sunt relații pe care poate și tu le atragi, știi, dacă așa a fost și prima, apoi a fost și următoarea. Ba da, cu siguranță le atrag, le-am atras până acum, că na, nefiind conștient de cine sunt și ce probleme am și care mi-e statusul creierului, clar eu i-am atras, că știu vorba aia, atras ce ești. Cu siguranță mi-am dat seama că în mulți m-am regăsit, în mulți bărbați cu care am fost m-am regăsit și zic, bă, dar de ce mă asem în coștia? Înseamnă că așa sunt și eu, poate și eu sunt ciudată, poate și eu am niște probleme, da? Știi, probabil oamenii te văd pe TikTok sau te știu din sketch-uri sau te știu din diferite reality show-uri și niciodată, de fapt, nu știu câteodată ce e în sufletul tău. 100% nu știu, n-ai cum să știi. Nimeni n-are cum să știe decât dacă vorbești, dar eu cam am vorbit și în cărți am vorbit și pe net mai vorbesc, adică cumva știu, dar nu știu părțile sinistre. Relațiile astea dificile, dacă pot să le spun așa, pe care le-ai avut cu bărbații din viața ta, oarecum au fost influențate și de faptul că aveai 13 ani când ți-ai pierdut tatăl? Da, doar că nu... O să sune sinistru chestia asta. Nu pot să zic că m-a afectat, adică că i-am simțit lipsa sau ceva. Eu, poate din cauza că am fost crescut așa, fără afecțiune, m-am dezvoltat foarte independent, emoțional. Și atunci nu prea simt lipsa afecțiunii sau oamenilor. De ce înseamnă că ai fost crescută fără afecțiune? Nu, Măruță, cum? Am fost crescuți toți pe vremea noastră. Părinții nu erau iubitorii, drăgăstoși, să vină să te îmbrațe, te iubesc, să fie implicați cu tine, așa. Ei erau... Ai fost la școală? Avem ce mânca? Ok, facturile le plătim. Și cumva, na.
Ai simțit treaba asta? Adică ai simțit că s-au activat lucrurile astea de răceală din copilărie mai târziu în ceea ce privește modul tău de a fi? Cred că așa am fost mereu. Posibil, Măruță, poate sunt o sociopată, că m-am gândit de multe ori. Poate sunt ușor, știi? Frații tăi cum sunt? Că mai ai o soră și un frate. Da, mai am o soră și un frate și suntem total diferiți toți trei, nu... Sora mea e de-aia foarte, cu gura mare, se bagă peste tot, adică ea dacă intră undeva, cunoaște toți vecinii, toată strada, într-o săptămână știe tot. Eu nici măcar nu știu după un an cine-s vecinii. Stai să înțeleg, adică e încă cineva cu gura mai mare decât tine în familie? Da, da. Pentru că tu parcă ai gura cea mai mare din familie. Pe net. Pe net, ok, și în reality show-uri de asta. Da. Și cu fratele? Fratele meu e foarte, foarte așa liniștit, introvertit, nu... E chill, e pe relax, el e de ăsta, nu... Asta a fost prima carte cu relațiile toxice și apoi am urmat încă o carte. Da, a doua carte se numește Doar tu și Dumnezeu și cumva întrunești relațiile toxice, dar cumva mai deep, pentru că ajungi și în copilărie, ajungi și la cine ești, ai mai pățit, cum ai interacționat în diverse situații cu anumiți oameni și așa, și cumva e o descoperire a doua carte, o descoperire a ta despre cine ești și pași în viață, mai, nu știu, e vorba despre tine mai mult. Și ai fost, tu ai fost o tipă credincioasă? Titlul n-are legătură cu religia. Adică eu nu sunt religioasă. Credincioasă sunt în sensul că cred în energia de Dumnezeu, numită Dumnezeu. Și chiar cred că e foarte puternică în viața noastră și există. Și știi vorba aia că Dumnezeu e iubire. Eu chiar cred că Dumnezeu este o energie care se dezvoltă într-un mediu cu iubire. Și aici mă refer și la iubirea față de tine. Tu când ajungi să te iubești pe tine, să... pe bune, să dezvolți chestia asta, atunci Dumnezeu e acolo. Și de-aia zic că doar tu și Dumnezeu, că dacă conectezi cumva chestiile astea, ești... ajungi într-un mediu ok. Ca așa fericiți, vorba lui Zlatan, știi? Zlatan Ibrahimovic. E unul dintre preferații mei. Îl ador. E vai. E un geniu. A zis tot așa, l-a întrebat într-un interviu că ești fericit și Zlatan a zis fericirea consistă doar de niște momente în viață, bucățele. Te ești fericit că ai reușit nu știu ce, ești fericit că nu știu ce. Și în rest e viața. Basically, that's it. Da, dar dacă reușești să faci cât mai multe momentele, cred că asta te împlinesc și mai tare. Îți dai seama, cred că la asta luptăm cu toții, cu asta ne agităm cu toții, să creăm acele momente care să ne facă să uităm viața, de restul vieții. Da, uite, când vorbești de Dumnezeu, ai și o poveste, nu știu dacă ai povestit-o până acum, cu bunica ta, care poate să-ți spună ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Da. Deci, asta e foarte creepy pentru noi ființele umane, care eu povești de astea am văzut doar în filme sau la documentare de alea, că oameni care s-au dus dincolo s-au întors. Și am trăit chestia asta și până acum nu credeam că e reală, decât bunica mea face 90 de ani în vară. Să vă trăiască. Ea n-avea de unde să știe. Mama mamei? Nu, a lui tatăl meu. E singura bunică pe care o aveam. Mama lui maică mi-a s-o dus și... Era în altă lume, era pe party, pe alcool, pe... Da? N-avea treabă cu să fie bunică. Ok. N-ai simțit acolo grija de bunică? A, nu. Dar am simțit-o total... Bunica din partea tatălui ne-a crescut, adică fără ea nu reușeam în facultate, nu reușeam nicăieri, că ei ne-au susținut, bunicii din partea tatălui ne-au susținut pe toți trei. Și acum când a fost de Paște, ai zis la Satul Mare, eu din Satul Mare. Și am fost de Paște... Nu, cum mergem în fiecare an de Paște. Și bunii era foarte agitată, că noi toți ziceam să vină cu noi la București, că nu se mai poate mișca, deja și-o rup și un picior, merge în cârje. Și am zis că nu se mai poate, noi nu putem să la Satul Mare să stăm cu tine, e foarte departe și avem și noi viață. Ar fi mai ușor să vii, cum fac toți bătrânii, vii cu noi, stai cu noi. Uite, un gest foarte frumos, pentru că practic vroiați să o luați lângă voi. Dar noi de ani de zile aici, de când a murit bunicul, zicem, bunii, vino să stai cu noi, că nu suntem liniștiți, mereu stăm cu grijă față de ea. Na, pana mea. Plus că acolo e la țară, nu ai condițiile de aici. Ea nu, tot o ține, era foarte căpoasă. Cred foarte că nici căpoasă. Nu vrea să o desprinzi din mediul de acolo. Asta e problema bătrânilor, casa. Exact. Mamă, și m-am apucat locurile. Dar am apucat niște crize și am zis că pentru tine e mai importantă casa asta care e dărăpânată decât să stai cu nepoții tăi. Îți dai seama cum ai băgat cuțitul în sufletul ei? Știu, dar nu mai puteam, Măruță. Era casa ei, casa părintească aia. Știu. Și tu spui că-s casa drăpânată. Dar nu mai puteam de nervi.
că m-a scos din sărite când noi eram atât de disperați să vină să stea cu noi, să știm că e bine și acum, că nu mă duc, că eu aici stau, veniți voi. Cum să venim noi? Eu aici m-am născut, aici mor, mamă. Da, pe vibe-ul ăla era. Și în ziua, a fost fix în duminica de Paște. Și eu am zis că noi voiam să plecăm până în Baia Mare la niște rude, eu eram cu mașina și eram cu maică-mea, soră-mea, nepoată-mea și fratele meu nu era. Și o zis bunică, bine că la Baia Mare puteți să mergeți, dar la cimitir nu să lăsați flori. Că s-o enerva că de ce nu mergem la cimitir? Eu zic pas cu pas, Măruță, ca să înțelegi toată drama. Și zic, bine, bun, hai să mergem la cimitir și după aia mergem toți în Baia Mare. Eu nu vin. O început de aia de bătrân că poți, știi? Eu nu vin. Eu vreau la mine aici. Da. Zic, bunii, hai la cimitir, că-ți doresc să vezi mormintele. Sunt cu mașina venită. Profită de ocazie și hai să vezi mormintele și tu și gata. Nu mă duc, nu înțelegi. Mamă, eu crezi tu tensiunea atâta, Măruță. Și am zis, dacă tu în clipa asta nu te ridici să vii cu mine la cimitir, eu mă urc în mașină și mă duc la București. Da, am urlat. Da, vorbeam foarte serios. S-o prins că vorbeam serios și a zis, bine, hai că vin. Mergem în mașină, Măruță, ajungem la cimitir. Cum am uitat în cimitir, i s-a făcut rău. Și cu Dalea, că țineți-mă că eu leșin, că mi-e rău. Am ajutat-o pe o piatră de aia de cimitir, băi, cringe rău. Am ajutat-o pe un mormânt, că na, acolo s-a așa ridicat, da. Știi? Stătea și că e rău. Și am crezut că are atac de panică pentru că am scos-o din casă. Îți dai seama, n-a ieșit din curtea aia de ani de zile. Și am crezut că face atac de panică cât de la frică. Și zic, mamă, hai, respiră bun, e ok, mergem acasă, nicio problemă. Nu, voi nu înțelegeți, mi-e foarte rău, duceți-mă la mașină, duceți-mă la mașină. Măruță, și o ducem eu cu sora mea, o țineam așa. N-am mai reușit să aprind o lumânare acolo la... Nu, nu, nimic. La căpătuiul rudelor. Cum am intrat în cimitir, s-a făcut rău, ne-am întors. Dar au fost atât de ironic că fix în clipa în care am ieșit din cimitir, o zis, țineți-mă că eu leșin. Și atunci eu cu sora mea m-am panicat și am prins-o, știi? Sora mea a prins-o, eu am prins-o ca să nu cadă, că dacă cădea, Doamne, Măruță. Poate să sune, nu știu. Eu am prins-o de partea din față. S-a auzit ceva? Da. Nu, e ok. De sora mea a prins-o așa și eu am prins-o cu față. Și fața mea s-a lipit de fața ei. Mă crezi că i-am văzut cum a plecat viața din ochii ei? Deci a făcut așa. Și-a dat ochii peste cap. Dar nu i-a dispărut pupila. I-a rămas pupila în ochi, dar i-a plecat irisul, Măruță. Știi cum vezi în filme oamenii care mor și rămân cu ochii deschiși și au ochii tulburi ca apa, dar nu mai au irisul? Efectiv, bunica mea are ochii căprui. I s-au făcut ochii de un albastru tulbure și i-a dispărut irisul. Și tot, am văzut pur și simplu cum i s-au așa ochii din cap, dar i-au rămas pupila, înțelegi? Practic, s-au dus viața din ea și a văzut așa, și a văzut așa. Așa a rămas. Și? În clipa aia m-am pișat pe mine. Sora mea a luat-o, pus-o jos și a început să urle. După aia sora mea a urlat disperată că... Eu sunt foarte puternic emoțional. Sora mea nu era pregătită ca să o piardă pe bun. Eu zic că nu accepte, nu poate să accepte. Și eu în clipa aia, speriată, așa am sunat salvarea. Ce era să fac? Râzic repede? Și sora mea o ține așa pe bunii și tot urla. Buni, dar urla. Și o scutura. Buni, vino înapoi! Bino, buni, vino înapoi! Film, Măruță. Eu sunam repede la 112 și l-am întrebat că ce s-a întâmplat. Și zic, vă jur că nu știu, bunica au căzut, nu știu dacă a murit, nu știu dacă e leșinată. Sora mea tot urla, sora mea, și eu eram acolo și aia mă întreba și eu nu știam ce să zic. Și la un moment dat, cum sora mea tot urla, bunica mea stătea așa, moartă, face bunica mea cică. Și se uită în jur și cică, ioi ce bine am adormit, dacă nu mă strigați, nu vedeam înapoi. Și am zis la salvare, o înviat. Și zicem, bun, ești bine? Și că v-am auzit că mă strigați și m-am, de așa de bine am adormit, dar tot v-am auzit că mă strigați și m-am întors să fac ce vreți. Și unii salvarea între timp. Ne-a zis medicul care la inimă apare ceva ciudat la inimă, să o ducem la spital. Și acolo altă dramă, îți dai seama că în satul mare la spital în ziua de Paști nu era nimeni la urgență. Cardiolog, nimic, nimic. Noi panicate că bunii trebuia, era mai avea puțină viață în ea. Toți zicea, lăsați-mă să dorm. Și noi ziceam, nu închide ochii, nu închide ochii. Simțeam așa ca și cum vrea să o tragă înapoi entitatea care voia să o ia, știi? Și am reușit să o ținem la Baia Mare, într-un final.
La spital. La spital. Și operator, nu știu ce. Și mă duc dimineață, mergem dimineață la ea. Și zice, no, eu-s gata să plec acasă. S-o ridica din pat și zic, ce faci, femeie lui Dumnezeu? Cum să pleci acasă? Tu ai făcut infart, iar abia te-ai operat, unde să pleci acasă? Că mă simt bine. Deci, practic, făcut un infart. Da. Că mă simt bine, că vreau acasă. Erau pe patul ăla, doamne, nu vreau să zic, că era la reanimare, știi? Oameni tineri, de 40 ceva de ani, pe jumate mor după un infart. Asta la 90 de ani, ea se ridică că pleacă acasă. Și zice că, dar oricum, ce frumos a fost acolo unde am fost. Măi, la sora mea, sora mea se uită la mine și zic, unde ai fost bun, aici ai fost tot timpul. Zic că nu. Eu ieri când am la cimitir, când am leșinat, m-am dus în cel mai frumos loc de pe pământul ăsta. Și zic, unde? Adică, zic că era atâta liniște, nu mai durea nimic. Efectiv, era un loc doar lumină, era alb și curat, era doar lumină și nu mă durea nimic. Și am vrut să rămân acolo pentru totdeauna, dar voi m-a strigat și am deschis ochii să vin la voi. Mă uitam cu sora mea, zic, ce? Bunicul meu n-are la 90 de ani, nu să știe, că așa au descris toți până acum locul ăla, nu? Un loc cu lumină, liniștit, nu știu ce, care au zis că au fost în moarte clinică. Și a zis că am fost în locul ăla, cel mai frumos loc din lume, și acolo a fost liniște și eu nu vreau să mai mă întorc, dar dacă nu mă strigați, eu nu mă întorceam. Experiența cu bunica de la Baia Mare, acum vorbește despre lucrurile astea? Da. Dacă vorbiți cu ea, îți mai aduce aminte? Își aduce, cum să ne-o povestea? I-am povestit la toți medicii pe acolo, prin spital. Și medicii, văzând multe, au zis că da, nu sunteți prima. Am mai pățit chestiile astea, sunt anumiți oameni care au venit și au pățit exact același lucru și exact la fel o povestit. Locul ăla alb, minunat, unde te simți, nu te mai doare nimic, e liniște și totul e așa, efectiv, nu știu, ci fericirea, nu știu. Iar acum bunii e bine? E ok după infart, după operație? Că e la bine. 90 de ani, presupun că nu e ușor să duci pe picioare un astfel de episod. Bunica mea nu știu ce are, dar e soldat. Gândește că i-au căzut și-o rupt șoldul și-o revenit. După aia a făcut infart și-o revenit. Am operat-o de două ori de infart, că trebuie două operații. După aia am avut niște probleme la stomac și-o revenit. Să-i dă Dumnezeu sănătate, e luptătoare. Da. Și acum am dus-o aici, aici cu noi, în sfârșit. Deci în sfârșit a cedat? Da. A renunțat la casa părintească? A renunțat și, dar m-am dus eu după ea. Și zic, bunii, n-ai de ales. Ori vii cu noi la București, ori rămâi singură. Eu nu mai puteam, eu fix așa îi puneam. Știi, ori alb, ori neagră, nu mai există gri. Ea tot timpul și asta, stai să vedem, nu mai există, stai să vedem. Asta sau asta. Și acum, cum e? Cu cine stă? La sora mea, că sora mea are casă și e mai ușor pentru ea să se deplaseze pe acolo. S-a obișnuit, bunica? Chiar foarte bine. Normal că s-a obișnuit și asta i-am explicat. Puteai să vii de mai demult. Am pus-o în mașină, am pus câinele ei în mașină, i-am luat și cățelul. Are un cățel care are 13 ani, cum să-l părăsim? Ia cică bunii, să-l lăsăm să aibă grijă de casă. Și zic, abia vede animalul ăsta, moare singur aici, luăm cu noi, cum să-l lăsăm acolo, Doamne ferește. Și 10 ore, Ruxia conduce la satul mare cu cățel și cu bunică să le aducă. Da, dar Ruxia are și bunica și cățelul. Îi are, da. Iar casa părintească a rămas a cui? Acolo, închisă. E a noastră, dar nu merge nimeni acum acolo. La 13 ani spuneam ceva mai devreme că ți-ai pierdut tatăl. Uh-huh. Într-un accident. Da, accident de mașină. Îți mai aduce aminte momente petrecute cu el sau a trecut atât de mult timp încât nu mai... Nu, mi-aduc aminte. Cum să nu mi-aduc? Mi-aduc că noi făceam schi de performanță când eram mici. Că stăteam la Miercurea Ciuc în zona de munte și el cumva insista ca noi să facem schi toți trei. Și țin minte, asta era viața noastră. În fiecare weekend, sâmbătă, duminică, pe munte la schi, la antrenamente, la schiat, așa. Și era, na, o gașcă de copii, mergeam toți acolo la antrenament și veneau toți tații cu noi. Și asta făceam, basically. După aia tenis. După aia vara ne punea să facem tenis. Și zic, să moară, Franța, nu mai... Da, na. Acum știu să joc și tenis și să schiez. Vezi, deci te-a prins bine, practic. Da, mi-a prins foarte bine. Și ce s-a întâmplat? Un accident auto? Sau? Da, a fost un accident auto și a fost foarte sinistru. Știi de ce? Pentru că noi, de când ne-am mutat la Miercurea Ciuc, s-a mutat acolo, că acolo a fost repartizat, făcând liceul militar sau facultatea, nu știu, ceva da, militar. Școala militară. Acolo a fost repartizat și tot a zis că să-și facă funcție mai mare și după ce își face funcție mai mare, o să-și facă transfer la satul mare, că ăsta era planul, să ne întoarcem înapoi în satul mare.
Și asta am aflat după ce a murit. Că, de fapt, fix în săptămâna în care a murit, obținusem transferul și urma să ne zică, să ne facă surpriză că... Hello. Vă mutați acasă? Ne mutăm acasă și nu oricum. Ea avea o funcție foarte mare. Și... Nu. Asta a fost ceva, na. Asta accident de mașină? Sau da. Era nu, singur? Nu el conducea. Erau 4 oameni în mașină. Și doar el a murit? Nu, el și încă un altcineva. Până mea, se întâmplă, măruță. Adică nu vreau să crezi din asta o dramă, că nu sunt nici prima, nici ultima care pățește asta și... Niciodată n-am vrut să fac victimă, că cumva o să sune ciudat, dar e ceva normal să ai doar un părinte sau așa. Sunt mulți oameni care cresc așa, știi, și nu... Acum o să fie mulți care o să zică, dar ce e normal? Adică cum... E normal în sensul că... Că trebuie să mergi să mai departe. Să se întâmple chestiile astea, da, că trebuie să mergi mai departe. Adică... Dar parcă n-accepti să se întâmple când tu ești încă copil și ai nevoie de ei. Parcă ți-e greu să accepti. E horror. Mai horror pentru mine, sincer, a fost să văd bunicii, că bunicii erau singurului copil, lor copil și au fost devastați, efectiv. Și știi că oamenii la țară sunt mai dramatici decât... În general, când se întâmplă astfel de tragedie. Și a fost dureros să-i văd pe ei atât de afectați, că nu și-au mai revenit de atunci nici bunica, nici bunicul, efectiv. Mama s-a recăsătorit? Nu. Mama încă singură și acum e la pensie și are prietene. Na. E cu voi la București? Nu, dar vine foarte mult că stă cu nepoată mea și atunci... A rămas la satul Marea? Nu, e la Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc da, a rămas? Nu ne-am mai mutat, am rămas toți la Miercurea Ciuc de atunci, că nu. Și ea, practic, a rămas singură la Miercurea Ciuc? Da, dar cum am zis, nu e singură, are foarte multe prietene cu care iese, se simte bine și atunci... Vorbiți da. Des? Da. Nu știu ce înseamnă des. De 2 ori pe săptămână, așa... Dacă e des sau puțin, nu știu. N-ai relația atunci când ți-e greu sau când ai nevoie de ceva să pui mâna pe telefon sau să suni prima dată? A, nu, măruță, n-am așa ceva, nu. Dar n-am crescut în sensul ăsta, nu ne-a modelat în sensul ăsta, nu. Și atunci când ți-e greu, pe cine ai suni? Pe mine. Sunt obișnuită foarte mult să mă bazez pe mine și pe mine. Și cumva asta știu că sună trist sau așa, dar... Bine, am și prietene, îți dai seama că vorbesc cu prietene, am foarte multe prietene și așa, dar când e să mă ridic, singură m-am ridicat mereu, că nu. What can you do? Ți-e greu? Simți chestia asta ca o presiune așa? Mi-e greu în sensul că de multe ori, uite, programul meu fiind haotic și munca pe care o fac nu e o muncă normală, am momente în care efectiv sunt epuizată sau mă întorc acasă epuizată și simt nevoia, nu știu, să mă deschid cuiva sau să vorbesc cu cineva efectiv, știi, să ai contactul ăla emoțional sau căldură cumva, știi, și atunci nu. Adică îți dai seama că atunci de cele mai multe ori ești singură. Da, atunci îmi dau seama că sunt singură și doar eu pot să mă... Că na, nici prieteni nu pot să-i sune oricând, uite, știi că sunt prieteni, nu poți să zici... De asta zic, știi, familia e acolo. Și... Da, dar trebuie să fii crescut în sensul ăla. Dacă n-ai crescut în sensul ăla, nu prea știi ce e și nu... Nu ai imboldul ăla, hai să sun, hai să vorbești. Știi că nu ești obișnuit, nu știi cum e. Și reușești mereu să te ridici tu pe tine atunci când e greu? Nu îți reușesc, dar am momente în care stau mult în groapă. Adică, de exemplu, nu mă feresc să zic chestia asta, ultimul an... Am fost într-o groapă, efectiv, în cele mai adânci, în groapa Marianelor. De ce? În cele mai adânci, întunecate zone ale psihicului și ale creierului. Pentru că am avut foarte multe revelații, foarte multe... Mi-au venit toate deodată, gânduri, revelații, lovituri. S-a legat și cu faptul că ultimii 3 ani au fost foarte grei la nivel mondial cu tot ce s-a întâmplat și cumva toate astea, efectiv, am simțit că mi-au dat-o grav. Și am coborât foarte jos. Și nu mai puteam să ies de acolo. Și mi-e ciudă cumva pe mine că mi-am permis atâta timp să stau acolo, dar nu puteam. Ce înseamnă atât de jos acolo? Intrați într-o depresie? Nu știu dacă e depresie, ci pur și simplu eram nervoasă pe mine, că am avut niște momente în care pur și simplu spuneam că am pierdut timpul, mi-am pierdut viața, că până acum ce ai făcut? Câți ani ai, Rux? 37. Mulți înainte. La fel.
Și după Bravo s-a întâmplat asta, nu știu dacă m-ai spus. După Bravo s-a întâmplat asta pentru că mi-am dat seama că eu de mică voiam să fac haine și asta îmi plăcea. E singurul talent pe care l-am, care efectiv mereu mi l-am dorit să-l fac. Dar ceva, cred că când eram mică s-a întâmplat și mi l-am închis în mine și am zis ok, e doar un vis de-al meu și nu o să se întâmple. Și după ce am terminat Bravo... Bravo Estil. Da. Am avut revelația asta că tu asta trebuia să faci până acum. Asta e pentru tine, asta îți place, asta ți-ai dorit mereu. Ce ai făcut până acum? Ai pierdut tot timpul. Ce căcat faci pe net? Faci un căcat de sketch-uri. Cine ești tu, de fapt? Ești tu nimeni. Mi-am creat eu niște nervi pe mine foarte mult. E ca și cum altă persoană din mine a venit să mă certe. Tu ai câștigat acolo trofeul cel mare. Da, am câștigat, da. Asta înseamnă că câștigând trofeul cel mare la Bravo Istil era oarecum și o validare din partea, nu? Oamenilor de acolo, juriului, telespectatorilor, da. Că bă, ești talentat în ceea ce faci. Adică știi să potrivești hainele astea, știi să mergi pe drumul ăsta. Da, dar mie asta m-a... Și asta în loc să te bucure și să prinzi aripi, te uitai în trecut și erai nemulțumită că de ce n-ai făcut lucrurile astea până acum. Asta pe mine m-a revoltat împotriva mea. Pentru că mi-am dat seama că de ce n-am făcut până acum, adică cum n-am văzut sau cine m-a ținut pe loc sau ce a fost, nu știu, am dezvoltat o ură față de mine. Cum e chestia asta, știi? Da. Te duci, primești aplauzele unor oameni care se uită la emisiunea Bravo Estil, primești din partea jurului validarea, câștigi premiul de 100.000 de lei, nu? Atât a fost? Da. 100.000 de lei și în loc să zici, gata, viața mea s-a schimbat, de acum încolo stai să vezi ce fac, încep să te uiți în trecut și să te cerți că de ce n-ai făcut mai de mult treaba asta? Ca și cum parcă ai mai putea să dai timp înapoi. Știu, dar de asta zic că au venit foarte multe, poate, chestii pe care eu nu le conștientizau sau erau ținute în mine undeva și atunci au venit toate brusc în creierul meu. Și când vin toate odată, nu știu cum să le manevrezi sau le controlezi. Și te pun la pământ. Adică în loc să te ridice chestia asta, te-a pus la pământ? Da, deși eu zic, mamă, câștigat, bravo, vreau să fac asta, vreau să fac asta, vreau să fac asta. Toate alea m-au făcut să cred că nu mai are sens, că e prea târziu. Incredibil. Dacă stai să te gândești, e un fel de sindromul omului care joacă la loto. Omul care e simplu, joacă la loto și după aia se vede cu atât de mulți bani și nu știe ce să facă cu ei. Și de cele mai multe ori, statistic, omul ăla sfârșește rău. Odată pierde toți banii, îi cheltuiește pe tot felul de prostii și moare stupid. Când, de fapt, ai câștigat niște bani la care nici nu visai, ți se schimbă viața și poți să o faci să fie faină pentru tine, să ai casă, să poți să te călătorești, să poți să-ți ajuți familia și, dimpotrivă, nu știi ce să faci cu banii aia, se alege praful. Așa și tu. Știu. În loc să zici, gata, am câștigat, de acum încolo începe viața mea, uite, în sfârșit am fost recunoscută, validată, dimpotrivă. Aveam prea multe chestii de reglat eu cu mine până să fac asta, știi? Nu erau reglementate toate sentimentele mele și toate trăirile mele, știi? Abia atunci se deblocaseră. Și au venit, din păcate, au venit cu o bucurie, știi? Și n-am putut să mă bucur de chestia aia din cauza că eu nu... Plus că gândește că au fost 6 luni pe foc continuu. 6 luni de zile a fost stres, muncă foarte multă. S-au adunat și cortizolul în creier și tot și eu eram gen... Nu mai vreau nimic, nu mai resens nimic. Plus că mă simțeam... Bine, și asta și acum, nu că mă simt, e un fact. Eu pe net sunt o paria ca influencer. Că nu sunt influencerul tipic românesc sau așa, sunt diferită. Și cumva eu, ca să fiu în lumea asta, trebuie să lupt ca să fiu acceptată sau recunoscută. Pentru că nu sunt clasică, sunt altfel. Și oamenii care sunt altfel tot timpul sunt... Asta ține la aici. Da, nu cred că asta își doresc oameni, să vadă oameni, și nu cred că asta a ajutat TikTok-ul, YouTube-ul, Facebook-ul, să vadă oameni care sunt altfel. Ba da, asta a ajutat să cresc. Pentru că când tu ești autentic, chiar dacă lumea e falsă, tot se uită că trăiesc și ei autenticitatea aia prin tine, chiar dacă ei nu poți fi autentici. Dar mă refer așa, să fii recunoscută ca și oficial. De, nu de publicul tău, că publicul... De brazlă. Da, de brazlă, da. E de-a noastră, băie, influenceriță. Da, nu, a fost tot timpul o luptă. Și atunci erau foarte multe, trebuia să mă lupt în continuare să rămân pe net și să fiu cine sunt, gândurile mele mă puneau la pământ,
era și situația globală, venise și războiul fix atunci când am câștigat eu Bravo, totul era din nou incert, așa, și efectiv mi-a dat-o. Dar știi, cu banii aia ce ai făcut? Am călătorit. Da, asta mi-am și dorit. Asta am și dorit. Și în amintiri, mi se pare fain că ai făcut treaba asta. Da, asta am, am și zis când termin Bravo, zic, eu toți banii ăștia îi sparg pe călătorit. Eu, după Bravo, vreau să mă duc efectiv să îmi dau seama ce sunt și cine sunt și chiar îmi doream să mă și mut din țară. Și unde te-ai fi mutat dacă era? Atunci voiam la Milano, dar după ce am stat mai mult la Milano, mi-am dat seama că nu e vibe-ul meu. Nu mă simt acolo, adică am prieteni, mă duc, dar nu e ca să locuiesc. Și după aia mi-am dat seama, după ce am mai călătorit, că mi-aș plăcut Amsterdam sau Londra. Dar fiindcă acolo m-aș fi simțit mai eu, că am și Amsterdam și Londra sunt două orașe unde artiștii și oamenii diferiți sunt foarte... De exemplu, în Amsterdam, când mergeam pe stradă, mă opreau toți. You look amazing. Your outfit is wow. Deci nu exista de la vânzător, la controlor, la nu știu cine. Și mi-am dat seama ce diferență de cultură și mentalitate, știi? Acolo simțeai validarea. Nu neapărat validarea, simțeam că eu, omul ciudatul, care în România e văzut ciudat, acolo nu eram ciudată. Și e foarte interesant sentimentul ăsta, să crezi toată viața că într-o țară în care stai e ciudată și te duci în alte țări și zic you're perfectly fine, știi? Și asta îmi doream să mă mut, dar... Te simți o tipă neînțeleasă? Neînțeleasă ca și prezență pe net, da. Așa ca și om nu, pentru că ca și om sunt foarte normală. Comunic foarte bine. Sunt efectiv normală. Dar ca și partea mea artistică și cine sunt pe net în România, da, nu. Dar pe net nu așa ești și în viața de zi cu zi? Nu, în viața de zi cu zi sunt mult mai tăcută și introvertită și nu sunt atât de expansivă. Ăsta a fost și motivul pentru care am ajuns până aici pe net, pentru că mă fascinează cine sunt în fața camerelor. Atunci te descoperi și tu pe tine. Da, deci sunt cumva cine aș vrea să fiu și în viața reală, dar nu pe fără cameră, am încercat Măruță. Tu în clipa în care ai pornit camera, sunt un om, sunt așa, cum mă vezi pe net. În clipa în care ai oprit-o, sunt... Nu, bine. Nu mai e nimic interesant. Și de-aia mi-a plăcut cine sunt acolo. Sunt omul care n-am fost toată viața, că eu fiind un copil introvertit și tăcut, camera mă făcea să fiu în sfârșit vorbesc, în sfârșit scot ceva din mine, știi? Și încă sfârșit nu te apostrofează nimeni, nu spune nimeni că nu da, faci bine. Da, că... eu am crescut cu aia, că cel mai deștept cedează. Oh, ce mă stresa chestia asta, Doamne, deci efectiv când mi se spunea, îmi zicea maică-mea cel mai deștept cedează când mă certam cu sora mea sau cu cineva. Și eu ziceam, dar taci. Și efectiv rămâneam cu toată aia, frustrarea în mine, știi? Și cumva camerele au scos asta. Și acum am uitat recent la filmulețe cu mine pe parcursul anilor și mă uit acum eu, care acum sunt puțin mai calmă, zic, eram nebună rău, să mor dacă nu eram, eram cam dusă, dar asta eram atunci sau asta ieșea din mine, trebuia să iasă. După Bravo ai stil ce-a urmat? O perioadă în care în loc să fie ascensiune, asta ți-am zis, a urmat, te-ai blocat și... Am stat în iad, am mai zis asta, așa descriu, am stat în iad. Ai avut zilele când nu vrei să ieși din casă? Ai avut zilele când nu vrei să vezi pe nimeni? Am avut zile horror. Chiar dacă ieșeam din casă, eu nu... Nu aveam liniște. Efectiv, nu găseam locul. Nu știam. Știam că trebuie să fac ceva, știam că trebuie să-mi revin, dar nu știam. Eram așa pierdută, dar mergeam undeva cu direcție, dar creierul mi-era pierdut. Și efectiv, în fiecare zi ziceam, gata, de azi îți revii și uite, aveam planuri. Aveam agenda plină de planurile pe care le-am de făcut și treburile pe care le-am de făcut. Nu puteam, Măruță, nu puteam, efectiv, nu puteam. De care erau planurile? Păi îmi duream asta cu hainele, să evoluez pe partea de styling, să fac cursuri de styling, să îmi fac linia mea de haine, să-mi scriu film, că vreau să-mi scriu și un film. Adică am planul, știi? Plus, filmările pe net. Cu styling-ul ai primit certificarea de la un show de televiziune. După aia, cu styling-ul, au fost artiști pe care i-ai îmbrăcat, pe care i-ai consiliat. Da, da. Ultima dată am văzut chiar un story unde era cu Ami la piesa Nostalgia, nu? Da, ultimul clip al lui Ami l-am făcut jumătate. Am mai lucrat cu cineva, dar i-am făcut și eu ținute. Adică da. Ai avut acces în lumea asta. Păi da, Măruță, dar tu când stai în iad și nu poți să ieși de acolo, poți să ai acces la tot ce vrei pe lumea asta. De-aia e vorba aia că
zic ăștia care n-au bancă, banii n-aduc fericire așa, dar n-are legătură cu banii, are legătură cu starea pe care ai tu, degeaba ai, ai, poți să ai acces la orice. Și dacă, acum ai ieșit din iad? Pot zic că am ieșit din iad, da? Și acum sunt, fac primii pași să îmi dau seama ce am de făcut după ce am ieșit din iad. Cine te-a ajutat să ieși? Pot să zic că și discuții cu mulți prieteni și lucruri pe care le-am citit și mai văd podcast-uri și chestii, ajută foarte mult, să știi, când auzi anumite cuvinte care așa. Dar ce m-a ajutat cel mai mult este m-am săturat. Efectiv, m-am săturat. Mi-am dat seama dacă mai stăteam puțin acolo, nu mai puteam să ies. Că asta e nașpa, că dacă stai acolo prea mult în întunericul ăla, acolo rămâi. Și mi-am dat seama, eu nu vreau să rămân acolo toată viața. Adică te-ai săturat să-ți fie rău. Da, m-am săturat să-ți fie greu. Greu, pana mea, viața, e grea oricum. Ok, să te plângi. Nu, că nu mă plângeam. Să pur nu fii mulțumită de tine. Da, pur și simplu nu puteam să fac nimic. M-am săturat să nu fac nimic. Și noi vorbim acum cu un om care spune că era în iad, un om care are peste 500.000 de urmăritori pe Instagram, nu? Da, da. Din nou, Măruță, n-are legătură cu asta. Aproape 1 milion pe TikTok. Din nou, asta spun, n-are legătură cu asta. O fată care a terminat facultatea de limbi moderne și aplicație în cadrul Universității București, adică la stat. La stat, las-o, că mai bine n-o făceam. 5 ani. N-am făcut masterul. Nu? Nu. Dar ai activat și scenarist, regizor, actor, ia uite, vezi? Păi ce am făcut pe net, da, eu scriam sketch-urile, eu le regizam, eu le așa, da, sunt... Ai avut la un moment dat o frază care era foarte controversată cu hello... Hello poor people. Da. Da, ador adică, personajul ăla. Am rupt cu personajul ăla. Deci, eu făceam TikTok, nu exista TikTok-ul. Asta e, o să faci TikTok înainte să fie TikTok-ul. E ceva. Și? Ăla a fost cel mai viral, cred că, lucru pe care l-am făcut pe internet, în afară de Facebook, când m-am lansat. Și asta de unde era, cu Hello Poor People? Era un personaj, cumva ieși în mine personajul ăla, că toți avem aroganța asta noi, știi? Dar cumva m-a inspirat și văd în jur, că sunt atâția oameni care, efectiv, își pun pe ei un tricou pe care scrie, nu știu, Versace și gata, vino aici băiatul, toarnă-mi așa. Adică ți se schimbă atitudinea de la o haină pusă pe da. Tine. Și m-a inspirat foarte mult și aia cu eu fără 1000 de euro nu ies din casă și... Vorbe celebre, eu nu merg cu mașina asta că e de săraci, nu? Mai sunt din astea, da. Colege de ale tale de brațele influențărițe. Și... Mă rog, ele nu te recunosc ca influențăriță acolo, nu? Nu mai îmi pasă, v-am zis, nu mai îmi pasă. Da, cred că nici n-ai vrea poate câteodată să fie acolo, Rux. Poate nu. Oamenii te plac și poate ești aici, chiar dacă treci prin toate poveștile astea, pentru că exact cum spuneai tu, ești autentică, ești tu. Păi eu sunt sigură că eu am ajuns până aici pentru că sunt autentică. Chiar mă gândeam pe TikTok, adică am făcut o analiză influencer care s-au lansat pe Facebook ca și mine sau pe Instagram, cum sunt pe TikTok. Și eu cam sunt printre cei mai mari care au crescut și pe TikTok fără să fac nimic. Efectiv, n-am făcut nimic să cresc pe TikTok. Doar postam ceva cu mine și oamenii veneau să mă vadă. Ceea ce îmi zice... Dar crezi că oamenii se uitau la tine pentru că se regăseau în conținutul pe care îl faci sau de multe ori oamenii se uitau la tine pentru că ce-au uitat și pe ciudata asta? Cred că și. Hai să mergem să vedem circul. A venit Rux cu circul. Cred că și. Cred că sunt foarte mulți oameni care sunt ca mine, probabil, și se regăseau sau simțeau ceva. Sunt oamenii care n-au curaj să fie ei și trăiesc prin oamenii care au curaj să fie autentici. Și ăia care, hai să vedem circul, hai să vedem ce mai zice nebuna asta, hai să... Chiar râdeam că, de obicei, când merg cu Uber-ul sau cu Bolt-ul... Te recunoaște lumea? Sunt bărbați, de obicei, știi? Da. Și se întâmplă normal unii să mă vadă, să mă recunoască, dar de cele mai multe ori mă recunosc doar când, să zicem că sună telefonul și eu zic da, și când mi-au vocea, se întorc, uite așa, se întorc... Și da, sunt și zic, bă, uitați-vă, vă rog, la drum. Dar toți fac așa, jur. Și că vocea asta o știu. Eu te știu pe tine, eu știu vocea. Bântuie vocea. Da, 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 și că mă gândesc, bântuie. Bă, cred că femeile lor mă ascultă mult sau ceva și ei rămân cu vocea, săraci, știi? Dar știi, băi, vocea asta, tu, eu știu vocea asta de undeva. Și e funny. Da, vezi, în același timp ai fost și la Șef la cuțite, pe vremea când încă era show-ul, cu actuarii șefe care știa toată lumea, cu Florin, cu păi Bon. Și acum, noi la fel? Păi au plecat. A, da? Da. Nu știu că nu mă uit la televizor, Măruță. A, așa, și cu Scărlătescu ai fost la Șef la cuțite. Da, acolo? Am fost fix. Cum a fost experiența? Fix după carantină, atunci am fost.
A fost ciudat că a fost fix după carantină. A fost interesant, bine, eu n-am treabă cu gătitul, efectiv. Sunt zero, Măruță, zero. Și de ce crezi că te-au chemat? Pentru personaj, că m-am dus cu Poor People, cu personajul Poor People. Și m-am dus acolo în fața lor, ei nu știau că eu sunt personaj și îl joc foarte bine. Și s-a enervat, cred că Bontea, cred că s-a enervat, când m-a văzut, ce cu arogantă asta, ce vrea asta, mă? Unde știai că mă umbli tu? Eu în Dubai, I come from Dubai. Eu nici nu m-am lăsat, știi? Și că, bine. Deci, a fost atât de bine jucat încât i-a zis producția, am dat în cască, că bă, vezi că e o glumă, eu joacă un rol. A fost okay, bine că mi-a zis acum, că dacă nu-i puneam farfuria asta în cap. A fost foarte fun. Prezența ta la reality show-uri, crezi că e pentru că ești un personaj? Crezi că e pentru că spui niște lucruri în care se regăsesc cu oamenii? A, da, clar. Clar m-au chemat pentru personalitatea mea de pe net. Nu mă cheamă pentru nimic altceva decât pentru ceea ce sunt eu pe net. Ei și te sună? Ei te caută? Adică, oameni, da, adică show-urile acestea? Da, da. Tot pe unde... Toate locurile... Bravo, ai stil, te-ai înscris tu? Nu. Toate locurile în care am fost chemată și sunată. Nu, n-am făcut eu nimic. Niciodată așa. La Bravo chiar mă chemaseră de două ori. Mă chemaseră și cu un an înainte. Și l-am zis că eu n-am ce să caut aici. Că nu e de mine. Da, vezi? Și tu vrei să faci treaba asta. Tot, vezi? Și asta mi-am adus aminte când m-au apucat nervii. Că zic, băi, eu cu un an înainte am refuzat pe oamenii ăștia că am zis că eu n-am ce să caut aici, că eu nu știu haine. Dar mai bine poate, pentru că, uite... A fost destinul să fie altfel, să mergi anul următor și să-și câștigi. Da, așa e. Dar și dacă prindeam sezonul ăla dinainte, ce scandal a fost în ăla. Cu cine era cu acolo? Cu Tonciu, cu toate alea. Mamă, că s-o certat Tonciu, alea. Cu cine a mai fost? Tonciu, fata aia de la Insula Iubirii Roșcată. Cine a mai fost, mă? Roxana Nemes. Florin, tu ești cu Bravo Aistil. A fost cel mai mahalas sezon, mamă. N-a fost și Teo Roz la Bravo Aistil? Ba da, și Teo, atunci? da. Atunci ai fi vrut să fii. Dar tu las că ai prins cu Viviana. Da, am prins cu Viviana. Viviana, ce ați avut de împărțit? Nimic, noi ne știam din anturajul nostru și nu mi-au plăcut anumite lucruri pe ce l-am văzut eu în situațiile alea. Și cumva ne-am ciondănit. Na. Că de asta zic, de multe ori, cei care te-au urmărit pe net au avut ocazia să te vadă și conflictuală când a fost cazul. Da, dar am fost cam chill. M-am uitat acum recent la niște episoade că nu m-am văzut la Bravo Aistil. Am zis, hai să mă uit să văd și eu ce am făcut. Slăbuț. Puteam mai mult. Puteam mai mult, da. Dar nu-i nimic, lasă, cine știe ce reality show-uri mai urmează. Ai fost și la Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Da, am fost și acolo, ce să crezi, da. Acolo cum a fost? A fost o experiență unică, n-ai cum să explici decât dacă ești acolo. Dar a fost interesant pentru că am cunoscut foarte mulți oameni. Am rămas prietenă cu foarte mulți oameni, chiar prietenă bună. Cu Răzvan Botezatu, cu Lidia Buble, cu Ami, cu Radu, efectiv, cu Alex, nu mai zic. Adică chiar... Alex Bogdan? Da. Un tip foarte mișto. Da, e vibe. Deci eu n-am crezut că Alex Bogdan poate să fie un tip atât de mișto și atât de profesionist. Da. Eu urmărindu-l doar la Sunt Celebru, scoate-mă de aici sau niște maimuțărele pe care le mai făcea el pe net, dar omul este de un super profesionalism și este doxă de... Este. De carte. Da, este da. Extraordinar. E vibe total. E vibe total și îl iubesc foarte mult. Și, vezi, ai mai trecut prin ceva experimente, prin ceva lucruri, experiențe în viața ta și ai ajuns la 37 de ani. Da. Păi m-am dus la Sunt Celebru strict pentru asta, că voiam să văd cine sunt și în altfel de situații. În alea limită. În alea limită, da. Și acolo m-am abținut foarte mult să fac crize, dar doar puneam paia pe foc. Acum ești singură? Acum da. Am avut o tentativă să mă îndrăgostesc, dar a ieșuat tentativa aia și... Ce pot să programez chestia asta? Nu neapărat să programez, adică, dar ok, întâlnești... acum vreau să mă îndrăgostesc, acum stop, nu mă îndrăgostesc. Când ți-o ia sufletul la vale, ți-o ia, nu? Păi da, ți-o ia, dar când vezi că nu are unde să se oprească sau că nu se mai întâmplă nimic, atunci își revine, zice de ok. De cine era să te îndrăgostești? A, de un băiat. Cunoscut? Nu. Nu e cunoscut. Ți-a scris pe net? E de vârsta mea, da. Pe net am vorbit, da. Știi, la un moment dat, uite, că tot ai spus chestia asta. O relație toxică a fost pentru că un băiat ți-a scris pe net. Relația asta de care are să te îndrăgostești este pentru că un băiat ți-a scris pe net. Păi, dar cum cunoști în ziua de azi, Măruță, băieți? Și oricum mi-am dat seama de un lucru.
Doar narcisiștii au tupeu să scrie pe net. Nu le mai răspundeți. Nu le mai răspundeți. Adică narcisiștii, de ce doar narcisiștii? Că au atât de multă încredere în ei încât se plac? Da, ăia au tupeu să scrie. Un băiat normal nu o să scrie pe net. Dar acum, când povestea asta, mă gândesc, știi, 37 de ani și aștepți ca dragostea să vină în urma unor băieți care scriu pe net? Poate vor doar să te cunoască și atât. Păi da, da, nu. One shot. Nu mai răspund. Acum eu am o regulă, dacă mă cunoști și știi cine sunt, nu vorbesc cu tine. A. Vorbesc doar cu băieți care nu mă cunosc și nu știu, nu am treabă cu netul și nu social media și nu știu cine sunt. O să le spun pe parcurs, dacă înaintează relația, le spun. A, știu, uite, asta fac. Ai avut de-astea conturi pe aplicații de dating? Da, am avut logi. Și acum mi-am făcut. Pe ce? Eu, de două ori pe an mă apucă crizele și îmi fac, e Bumble, e aplicații Bumble. Și ăsta e plătit. Dacă îl pui contul plătit, poți să pui niște ciucă, tu știi, nu? Ciucă le-are pe toate. Dar nu l-am plătit. Bă, mie asta mi se pare, știi ce mi se pare mie dramatic, mă? Că toți care aveți aplicații de dating sunteți singuri. Dar nu ies, de-aia, adică pentru că nu ies, măruță. Cum mai plătești abonamente, vă dați like, share unul altuia, inimioare, nu e că și la sunteți Bumble, toți singuri. La Bumble e diferit, că la Bumble îți scrie fata. Dacă nu scrie fata prima, tu nu poți să-i scriei. Și de multe ori, dacă ai meci cu 15, n-a pus să scrii la toți. Scrii la 1, la 2 și te plictisești și gata. Trebuie să scrii 24 de ore. Da, 24 de ore. Combinație. Ok. Trebuie. Tu ai pozaj? Nu. El e un serios pozaj și are relație. N-are treabă. Bine. Dar faza e că n-ai ajuns să ai relație pentru că eu nu mă văd cu ei. Eu n-ajung să mă văd cu ei. Păi de ce? Și atunci de ce mai ai conturile astea de dating? Vrei să primești, să vezi dacă... Că... Okay, mi-a răspuns, mă place și el, vrea să ne vedem. Ca să simt că fac ceva, ca să întâlnesc pe cineva, știi? Deși nu-mi doresc, cred că neapărat așa de asta zic, adică fac ceva, să întâlnesc pe cineva, dar nu-mi doresc să întâlnesc pe cineva, pentru că dacă acel cineva vrea să mă întâlnească, eu fug, dar îmi place să mă întâlnesc, dar... Da, e ciudat. Mi-am dat seama că, de fapt, nu cred că vreau. Îmi doresc, cred că... să mă axez mai mult pe muncă și pe asta. E mai importantă. Mi-e frică cumva să nu-mi ia munca sau ceva, nu știu. Mi-e frică de o potențială să mă schimbe, să fiu proastă de aia care, aoleo, renunț la tot pentru tine. Și nu vreau asta, știi? Nu știu. Dar ideea e că nu mă văd cu ei, că nu-mi place să ies la dating. Nu-mi place să stau să mă întrebe și cu ce te ocupi, ce faci? Deci ce vrei să facă? Nu știu. În ultimul timp, tipii pe care am cunoscut mai puțin la dependent au fost face-to-face, în situații sociale, știi? E mai ușor așa, pentru că așa vezi direct energia omului, simți chestii, vorbești, aha. Dar așa, pe net, bună, ce faci? Bine, tu, mă uit la un film. Nu te cunosc! Câți, fii atent, au avut colegii mei o idee și mi-au zis în felul următor să facem un fel de test, dacă ești de acord, între noi doi. Ce? Să luăm telefoanele mobile și așa, să vedem câte persoane ai tu blocate la Instagram și câte persoane am și eu. Eu nu m-am uitat niciodată, nici nu știam că pot să vezi chestia asta. Vii, Florin, să ne ajuți? Dar ce contează asta? Că eu am blocat pe ea care îmi comentează, mă înjură în comentarii, vedem. Adică hai nu să bărbați. Vedem. Haide să vedem. Deci tu câți oameni ai care te urmăresc pe Instagram? 528.000. Perfect. În 528.000, haide să vedem câți sunt cei pe care știi unde cauți? Teoretic știu. Haide că îl avem pe colegul nostru, iată, Florin Scrob, de la Alba Iulia, ocupându-se de probleme de blocaj internautic. Ia pune, Florin, caută și mie. Nu uite aici, 190 și... 196. Nu, sunt mai mulți, 100% mai mulți. Păi îți arată aici, ai blocat 196. Nu, am blocat mai mulți. Păi îți arată, mă, 196. Dar nu știu de ce. Ia vezi, mă, Florine, deci doar 196 are? Și 191. Da, și eu am blocat 191. Da, dar eu am mai mulți urmăritori, am 800. Zic eu, e ceva la Instagram. Instagramul ceva ține acolo, 190. Nu prea blochez, adică la un moment dat tot ceea ce fac e să ignor, să nu-i bag în seamă, știi? Nu, eu blochez. Da? Dacă e ceva de gen, chiar țăran, blochez. Adică ce să stau? Nu mă urmări! La bloc!
Deci nu există. Foarte ce? Fain. Pentru că, practic, intri în casa mea și poate că eu nu vreau să te prind în exact, casa mea. Exact. Să te primesc în casa mea. Dar de ce? Ce zice asta ceva astrologic despre mă noi? Mă gândeam acum că putem, prin acest show care îl avem în cadrul podcastului Acasă la Măruță, să te mărităm. Știi? Mă gândeam acum. Hai. Iată, Rux, oameni buni, Rux își caută partenerul. Stați să vedeți cât de bine gătește. Iar noi comandăm prin Bringo. Tu ne spui ce să mâncăm, ce să comandăm, știi? Hai să facem, fii atent, noi avem o aplicație pe care o folosim la podcast, se numește Bringo, este via Carrefour, oamenii aceștia se duc, îți aducă produse din Carrefour, tot ce ai nevoie și 90 de minute vin la tine la ușă. Asta înseamnă că poți să stai acasă, să te uiți la televizor, la un film, să stai cu prietenii, așa că comandăm prin Bringo. Spune ce să comandăm, fă lista ta de femeie gospodină. Dar și-ar fi tare să poți să aducă bărbat la ușă. Să zici... Tare. Păi da, oricum... Un livrator vine, da? Regulă, acum, sunt bărbați, da. Vreau să mai stai un pic, vreți o cafea? Se ducă să-l caute prin oraș, după descrierea ta. Și să se ducă omul să caute, ăsta arată, ăsta e bun, hai. Da, ăsta, perfect. Zi, totuși, haide să revenim la ale noastre, Rux, ce să comandăm? Să fac o cină romantică pentru așa. O cină romantică. Păi, o cină romantică, nu știu, eu paste mănânc doar. Deci paste. Spaghete și ceva sos, să fac o carbonara fără carne. Te pricepi? Știi să le faci? Nu. N-am făcut în viața mea carbonara, perfect, dar mă uit că noroc au ăștia rețeta pe pachetul de paste trecută și ne ajută chestia asta. Haide să comandăm, deci, niște paste, haide să comandăm niște șuncă, niște... Șuncă, eu ziceam să luăm niște creveți, să facem carbonara. Niște paste cu creveți. Păi și pastele carbonara? Păi nu știe să le fac, că le știu să le fac paste cu creveți. Și iată, ciucă. Păi și ce, ciucă, vii tu la mine și gătești tu pentru bărbat? Da. Pentru bărbat? Păi nu pentru cina romantică îmi trebuia? Mă, de busola. Tu ce vrei, Florin, să luăm? Dovleac. Florin vrea să ia dovleac, încă mai este în spiritul Halloween-ului care a trecut de ceva timp, dar asta este. Greblă, tu ce vrei? Mă, eu aș vrea niște fazan. Fazan? Da. Ok, și pozaș tu? Măsline. Măsline. Ciucă, pune acolo și niște vin de la Sâmburești, pune niște aqua flavors, bă, nene. Uite, ia de asta cu aromă de căpșun și soc, ia apă cu piersică și mango. Sunt la raionul de apă, da? Apă cu aromă de suc, da? Nu iei mai etichetați greșit, pentru că e păcat, da? Să fie clar. Și iată, aqua carpatica, oameni buni, comandăm, comandă și niște brocoli și niște somon. Bine. Merge? Bringo. Descărcați-vă aplicația, oameni buni, s-ar putea să vă schimbe viața, o să vedeți cum stați acasă și oamenii ăștia vin cu tot ce aveți nevoie. Și mă gândeam, Rux, acum, pentru că ești invitata noastră și pentru că, să știi că câteodată cred că ești prea dură cu tine, prea drastică cu tine. Sunt. Eu cred că ești considerată influenceriță, cred că ești în categoria oamenilor care sunt autentici și atunci vrei să-i urmărești, vrei să-i cauți. Prietenii noștri de la Culto au un cadou pentru tine. Poți să-l deschizi, sper să-ți placă, da? Iar prietenii de la Culto, întotdeauna când avem invitație, pentru că știu pasiunea mea pentru ceasuri, îmi dau și mie câte un ceas să-l port, un ceas pe care cu siguranță îl puteți găsi în magazinele Culto. De data asta am un Rado, care se bucură de recunoaștere globală, fiind renumit pentru designul inovator și utilizarea unor materiale revoluționare cu scopul creării celor mai rezistente ceasuri din lume. Băi, oameni buni, Rado își păstrează în continuare spiritul de pionier, urmând filozofia: dacă ne putem imagina, putem realiza. Cât de tare mi se pare asta. Rado, dacă ne putem imagina, putem realiza. Iată, ăsta este ceasul pe care îl port eu. E un brand care a câștigat peste 30 de premii internaționale pentru design, iar oamenii ăștia în 1986, deci acum 37 de ani, tu ești născut în 86, deci când te-ai născut tu, ei începeau să folosească ceramica pentru prima dată, dezvoltând tehnologia necesară pentru a produce noi modele de finisaje mate. Asta pentru cei care sunt pasionați de ceasuri, iată că mai află și tot felul de lucruri la podcastul nostru, așadar ceasurile Rado le puteți găsi, oameni buni, în magazinele Culto din întreaga țară. Iar ăsta arată super, pe ăsta ți-a plăcut, greblă? Da? Ok, perfect. Avem mai multe ceasuri aici și câteodată noi ca băieții stăm și mai vorbim de ceasuri și ne plac ceasurile. Tu ia ce ai primit? Arată-mi ce o ai primit. O cruce, fix ce port acum. Sunt în vibe-ul ăsta de cruci și îmi plac vampirii și crucile și am primit fix o cruciuliță care merge la fix cu vibe-ul pe care l-am eu acum, da. Ce vibe, foarte mișto. De la Culto, Forever Diamonds. Gata. E al tău, draga mea. Să-l poți, e sănătoasă. Îl port. Și să te bucuri de el.
O să-l port, chiar o să-l port. Și să-ți aducă fericire. Haide, măruță. De ce? Fericirea e din momente. M-am bucurat acum, vezi? Ce frumos, m-am bucurat. Nu, ăla e Zlatan în care a zis fericirea e din momente. Și eu îl cred, pentru că așa e. În rest e liniște, trebuie să fii liniștit, trebuie să fii liniștit cu tine și creierul tău și gândurile tale. Și fericirea e doar tare. Deci a fost un moment de fericire? Da. Iată, mai avem un moment de fericire pentru tine. Ne place să-i bucurăm pe oamenii noștri și dacă tot îi așteptăm pe cei de la Bringo, să știi că de aici... Ce ai mirosit? Am mirosit pentru că de obicei le parfumează mișto. Florentino Delior, să știi că sunt un brand de haine italienesc 100%. Au sediu undeva pe aici prin Primăverii pentru cei din București și au niște produse fabuloase. Fac costume la comandă pentru bărbați, costume bespoke, adică făcute în Italia de croitori. Asta o port eu. Da, și ți-au dat o cămașă bărbătească. Da, eu oricum port. Da, exact, ei te cunosc, te urmăresc pe Instagram și au văzut că ai styling-ul ăsta. E o cămașă fabuloasă. Da. Să știi că e un material foarte mișto. Chiar aveam nevoie de o cămașă albă care să fie... Cred că nu se calcă asta, nu? E foarte mișto. Yes. Și foarte tare, crede-mă. Eu am portat și eu materialul ăsta. Florentino Delior fac niște produse senzaționale. Vă lăsăm în descriere conturile lor, unde puteți să-i găsiți și să aflați mai multe despre ei. Eu am pantalonii de la Etricou, de aia îmi plac mult de tot oamenii ăștia. Fac niște lucruri fabuloase. N-au parfumat de data asta? Ba da. Au parfumat? Au un parfum specific, vă știi? Miroasea bărbat. Ia Ia și cu mulțumesc, dăm și cu te. Perfect, așadar, oameni buni, acesta a fost momentul nostru de parteneri la podcastul Acasă la Măruță, iar acum continuăm cu prietena noastră, Rux, pe care oamenii o știu într-un fel de pe net și astăzi la podcast poate o descoperă altfel. Păi, altfel cum vrei să mă descopere? Că eu pot să fiu cum vrei tu. Adică sau... tipul care, de fapt, câteodată pe net ești altfel, în interiorul tău ești altfel și câteodată nici tu nu știi cine ești. Da, asta clar, încă nu știu cine sunt și cred că e normal din ce a fost în jur. Cred că e normal să știi, să nu știi cine ești, pentru că am fost crescut să fim cineva, dar mie nu-mi convine cine mi-a zis că trebuie să fiu. Cine ți-a zis că trebuie să fii? Adică toată societatea, felul în care am crescut, cu niște principii, cu niște idei, cu niște credințe, care mie nu-mi convine. Nu-mi convine cum am fost până acum și în ce situații m-au băgat. Vreau să fiu alt om care să nu se mai bage în situațiile alea și să fie altfel. Dar acum nu ți se pare că ducându-te și vrând să fii mereu împotriva societății, vrând să fii mereu altfel, rămâi pe afară? Dar nu sunt împotriva societății. Din contră, sunt nu neapărat împotriva mea, dar vreau eu creierul meu să-l gândesc altfel încât să-mi fie mai bine. Că până acum nu mi-a fost bine pentru felul în care gândeam. Drept urmare ți-am zis, am fost în iad. Și acolo am stat. Dar în același timp, crescând cum am crescut, generația care am fost, în care am crescut în sărăcie, cu lipsuri, adică la mine nu exista, și oamenii care au trăit atunci știu, cred că și tu, să mă duc la magazin să-mi cumpăr tot ce vreau. Aveam cartelă, tu nu știu dacă ai prins-o. Cartelă, nu, ce cartelă? Pâine, aveai pâine pe cartelă. La Târgu Jiu aveai o cartelă, așa ca un buletin, unde te luai pâine și capsa ziua în care ai luat pâine și mai puteai să iei pâine ziua aia dacă aveai capsată cartela. N-ai prins treaba asta? N-am prins. Greblă, tu ai prins asta? Da. Ai prins. Cu sticlele de lapte pe care le lăsai la ușa alimentară, ai prins? Aia, erau sticlele de lapte cu gâtul mai gros, mai larg așa, și le lăsai una după alta în spatele magazinului, în fața alimentării. Ai prins aia? Da, am prins aia. Dar să explicau oamenilor că vin ăștia haterii pe net să mă jignească, să-mi zică, n-ai țâță, ești urâtă, ești nu știu cum. Zic, bă, știți unde am crescut eu? Știți din ce trecut vin eu în care... Nu puteam să mănânc ce vreau, nu puteam să-mi cumpăr ce vreau. Mergeam și pe oricum, minus... dacă în vremea aia reușeam să mănânc pătrunjel, sau cum e, mă? Pătrunjel, nu? Cum e corect zis? Pătrunjel, îți creșteau și sânii. A zis Andreea Bălan asta odată la o emisiune de radio. Plus 5.000 de euro lângă. Nu știu, la ea așa a funcționat atunci. Apoi a recunoscut după ceva timp că a glumit. Care sunt jignirile cele mai mari care le primești pe net? Bă, începutul a fost asta că n-am țâțe. Deci din clipa în care am apărut pe net, n-ai țâțe și mai am zicea creața sau alții, uite ce zic ăștia. Și ziceam, dă mai departe, vreau să văd. Te deranja? Nu, tocmai ziceam, dă mai departe, că vreau să văd ce zic de clipul meu, ce zic de ce am făcut, dacă le place, dacă râd. Niciodată n-am citit, niciodată nu mi-a păsat. Și dacă le vedeam, ziceam, oricum tu nu contezi pentru mine. Oricum tu nu o să mă oprești pe mine, fix așa eram. Tu cu comentul tău nu o să mă oprești pe mine. Pentru că îmi plăcea prea mult ce fac și eram prea
știi, excited. Și zic, n-aveți cum să mă opriți. Și și în ziua de azi le zic, după atâta timp, încă mai înscrieți comituri de astea, crezând că o să mă opriți sau că o să mă afecteze. Dar de ce crezi că oamenii scriu lucruri de genul ăsta? De ce crezi că oamenii au genul ăsta de reacție? Pentru că oamenii când văd ceva care nu corespunde cu realitatea lor sau realitatea care cred ei că e corectă, care ni s-a impus, nu ești bine. Gata. Ei nu pot să gândească diferit. Și asta, și dacă îmi pun țâțe măruțe, o să zică că ești o siliconată. Adică tot acolo ajung, înțelegi? Nu, nicio... Plus că eu n-am avut niciodată chestia asta, n-am fost complexată de nimic de la corpul meu, de la fața mea, de nimic. Poate nasul mi l-aș face dacă aș avea curaj, așa, mi-ar plăcea un nas, mereu mi-a plăcut să fiu Victoria's Secret style, știi? Dar în rest, poți să-mi zici orice, măruță, zi-mi acum ceva dacă vrei, zi-mi ce vrei, că nu... Pe mine mi se pare foarte tare contrastul ăsta, știi? Omul care e căzut în iad și pe care de fapt nimeni nu poate să-l joace în picioare arătându-i tot felul de lucruri care în mod normal te deranjează. Nu știu, n-ai sâni, ai nasul nu știu cum, nu. Uite, ești cocoșat, ești cocoșată, ești strâmb, strâmbă, nu știu ce. Nu, zic așa ca idee și lucrurile astea nu te afectează. Nu, pentru Dar că... în același timp, tu pe tine te bagi în asta iadul ăla. Asta e faza, că... Pentru mine singurul om care contează sunt eu. Ce zic eu despre mine. Și acolo m-am blocat eu. Tu poți să-mi zici, oricine poate să-mi zic orice. Și de bine și de rău. Că nu asimilez. Dar când zic eu de mine... Păi și tu zici de tine nu în urma unor păreri spuse de alții despre tine? Nu, în urma unor revelații despre ce am făcut eu cu viața mea până acum. Și în urma unor revelații gen că m-am enervat că nu m-am trezit mai devreme. Că nu... Am uite, gândit și mai devreme. Și când te trezești, ți-e ciudă că nu te-ai trezit mai devreme și te adâncești înapoi în probleme, știi? Și iarăși apoi să vină o perioadă când zici, băi, dacă mă trezeam la 37 de ani, era mai bine. Nu zic nu, că viața e foarte ciudată și interesantă. Dar, nu știu... Ai încercat vreodată să încerci să-ți găsești răspunsul la toate întrebările tale? Logic, dar le-am găsit. Nu, dar să-ți găsești chestia asta, uite, poate la un duhovnic, poate la un psiholog, poate la un terapeut. Am fost, poate la... Să încerci să-ți găsești răspunsuri la întrebările tale complicate despre tine. Eu răspunsuri le am. Momentan nu am toate soluțiile. Că răspunsurile le-am găsit, dar cumva e greu să găsești soluția care chiar să funcționeze pentru tine, că soluții sunt multe. Și la terapeut am fost. Mi-au zis anumite soluții, dar nu pot eu să le duc. Duhovnic, nu sunt religioasă. Nu... Le-ai zis că crezi în Dumnezeu. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu. Da. Sunt spirituală, dar nu religioasă. Știi, sunt spirituală, e ca și cum vrei să spui, hei, sunt un pic mai mult decât să crezi în Dumnezeu. Nu! Eu merg să-mi fac mătănii la biserică. Nu, dar am zis că am rupt, nu pot, știi că la un moment dat simt. Un părinte cu care povesteam îmi spunea în felul următor, oamenii care se roagă acasă versus oamenii care se roagă la biserică. Că biserica e casa Domnului, știi? Da, și că corect. Practic te duci în casa Domnului să spui rugăciunea aia și că e mai puternică decât spusă de tine acasă. Asta nu înseamnă că nu face sens, că nu ajută, știi? Știu, înțeleg, perfect și nu sunt deschisă la chestia asta, dar până acum nu mi-a ieșit. Nu am reușit să comunic cu oamenii în sensul ăsta sau din zona asta sau așa, nu. Cum ți se pare în ziua de astăzi că se duce online, că merge online, că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi pe rețelele de socializare? Din punctul meu de vedere este ceva foarte... crind și recunosc cu mâna pe inimă că sunt foarte mulți influenceri care mă scârbesc. Și foarte multe apariții care mă scârbesc și pe care nu pot să le înțeleg, dar din nou e realitatea mea și am ajuns într-un punct al vieții în care pot să înțeleg că fiecare are realitatea lui, dar în același timp eu ca influencer vreau să arăt ceva concret, ceva folositor. Doar că mi-arăt papucii sau ce-am mâncat așa, așa, pe mine nu mă fascinează și nu mi se pare folositor, nu știu. Păi și e vreo diferență între a arăta ceea ce faci tu pe TikTok sau asta când, de exemplu, te îmbraci într-o ținută mai din cravate? Păi da, cumva acolo crezi ceva, încerc să crezi ceva, încerc să le... Adică încerc să înțeleg de ce oamenii n-ar zice invers despre anumite lucruri pe care le faci tu. Foarte posibil să zică, că mi se întâmplă de multe ori ca fete care nu mă suportă sau ceva, să vreau să dea mai departe story-ul meu să scrie ceva, dar îmi trimit mie. Și se vede că zici, uite-o pe proasta asta, ce proastă ești, știi?
Și numărul ăla zic, vezi că ai greșit, știi? A, el adică, îți trimiți în loc să trimită? Într-o să trimită cuiva, o să trimită, nu știu da. Ce apasă ele acolo. Și? Și sunt sigură că mulți cred asta despre mine, știu, și eu mereu mă întreb, zic, bă, oare cât de ridicolă par sau cât de ciudată par în fața altor oameni, dar... Na. Trebuie să-ți pese chestia asta? Trebuie să-ți pese cum te văd ceilalți oameni sau nu trebuie să-ți pese? Până acum nu mi-a păsat. Și așa am funcționat până acum, fără să-mi pese sau fără să mă gândesc ce impact are ceea ce fac eu în spatele camerelor, da. De ai avut de pierdut din modul tău de a fi în online? Am avut de pierdut pe partea asta, ți-am zis, ca și ca și să fiu luată în serios ca influencer pe partea asta de business. Pentru că oamenii zic că sunt nebună, că nu știu. Uite, în timp ce vorbim lucrurile astea pe YouTube, la podcast, pot oamenii să vadă și anumite lucruri postate de tine pe TikTok, unde ești ruxă și opulență, unde spuneam ceva mai devreme poveștile despre acea ținută doar cu cravate. Uite, mai sunt și astea în care erai o mireasă neînțeleasă aici. Tu îți făceai... Păi de Halloween am făcut asta. De Halloween. Ai muncit ceva pentru chestia asta? Da, mi-am luat pânză de păianjen și mi-am făcut o ținută. Da? Asta e cu cravatele. Da. Vezi că am văzut să fac unul la cravată. Da. S-a întâmplat ceva. Bun. Haideți să mergem mai departe, că o să avem aici, nu știu, nu era de Halloween. Nu era de Halloween acolo. Acolo e... Livratorul. Aveam altă... Livratorul să... Aici trebuie să vină livratorul. Nu? Și aici, când spuneai că Balta n-are pește. Hrăneam pește aici, vai ce mi-a plăcut aici, să hrănesc păstrăvii. Ok, adică te și muncești, las că o să încercăm să le arătăm și pe ecran toate poveștile astea. Știi ce vreau să te întreb? Dacă ar fi să spui așa, care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac femeile când vine vorba de stilul vestimentar, care ar fi? În primul rând, cel mai important greșeală este că vor să fie la modă și nu să aibă stil sau nu să fie îmbrăcate conform corpului lor sau a stilului lor. Și își cumpără piese care sunt la modă pentru că văd peste tot pe Instagram și vor să fie să aibă și ele piesele alea. Și de multe ori nu ce înseamnă bine. Să ai stil? Să ai stil înseamnă să mulezi pe personalitatea ta hainele. Adică tu când ești din casă, oamenii nu-și dea seama că să zică, bă, să fii natural totul când te îmbraci. Mm-hmm. Să zică, uite adică ce... să nu pară nimic forțat. Da, să nu pară nimic forțat și să zică, ce cool e fata aia. Bărbații ce greșeli fac când vine vorba de stil? Combină foarte prost piesele și materialele și o duc înspre o zonă foarte cocolărească. Dacă în România, fi, mă refer. Dacă ar fi astăzi să pui așa în oglindă, cine se îmbracă mai prost în România, bărbații sau femeile? Dacă poți să zici o chestie majoritară văzută de tine. A zice că bărbații. Știi că cumva femeile măcar scapă prin... Na, că-s mai sexy, mai vezi o țâță, vezi ceva. Deci în România bărbații se îmbracă mai prost. Dar bărbații cumva ratează. Ce persoană ți se pare că se îmbracă din România din punct de vedere vestimentar cel mai bune la categoria femei și categoria bărbați? Acum nu știu. Eu la bărbați am văzut recent niște poze dintr-o emisiune, aia cu lei, cum se numește? Da, Imperiul Leilor. Cu domnul Șucu? Da. Și mi-a plăcut foarte mult cum era îmbrăcat în emisiune. Dar doar în emisiunea aia l-am văzut și am zis că wow. Ok, deci Dan Șucu, da. La categoria prost. Așa prost. Trebuie să dai așa cineva care țare în ochi și zici, n-ai cum, nene, uite, se vede clar că se îmbracă prost. Cam toți tiktokerii pe care îi văd, toți ăștia de tiktoker, băiețești de ăștia, băieței de ăștia. Cum toți tiktokerii? Toți. Care? Dă un nume așa, că sunt mulți pe TikTok. Pe TikTok sunt și unii care nu vor să fie. De ăștia care vor să fie fashion, care să fie mulți, dar nu le știu numele, îi văd doar pe TikTok atunci acolo și zic, atunci, bă, ceva la femei, rău. Cine se îmbracă mai bine? Cine se îmbracă bine la femei? Acum nu o să vină nume în cap. Am zis de bine, vezi? Adică cine se îmbracă bine? Cine se îmbracă bine? Îmi place mult Gina Chirilă. Și mie mi se pare superbă. Da. Și știe să îmbrace, da. Cred că contează foarte mult. Și faptul că de-a lungul multor ani a fost model și cred că chestia asta a cred și educat. Că, da, da. În același timp și soțul ei, Bogdan Vlădău, la fel, se îmbracă impecabil. Cred că, de fapt, poartă hainele cu atitudine, dacă bine stau asta să mă asta zic, vezi, înțelegi stilul acum, înțelegi. Prezența ta trebuie să
vorbească, nu hainele, știi? Bun, acum haideți să te întrebă și niște lucruri ca oamenii să te cunoască în cadrul podcastului nostru, că uite, stăm de oră și 20 de minute de vorbă, să te cunoască un pic poate și mai bine, să spunem, sau să te cunoască un pic și altfel. La ce filme te uiți? Momentan, sincer, mă uit doar la sitcom-uri comedii, gen Seinfeld, Friends, Two and a Half Men, la adică seriale? Le pun pe repeat, pe repeat, pe repeat și le las acolo să meargă, le văd de sute de ori. Seriale? Seriale m-am uitat recent la True Blood, e cu vampir și efectiv e singurul serial din ultimul timp care m-a făcut să stau acolo fără să stau pe telefon, știi? Să te uiți la film fără să stai pe telefon. O carte pe care le recomand și celor care urmăresc podcastul nostru? În afară de cărțile mele, Doar tu și Dumnezeu și Intoxicată, le recomand Că ești narcisistă și, hei, cărțile mele sunt cele mai bune și... Nu am zis că cele mai bune, să vi le recomand. Fetelor mai ales. Și de unde le pot găsi oamenii? Că te-am întrebat le găsiți la mine librăria. Le găsiți doar la mine pe site, pe site-ul de pe Instagram și pe de TikTok. Cum e site-ul? www.hellopoorpeople.com. Ah, ok, perfect. Celebra frază care te-a făcut da, aveți link-ul la mine pe TikTok și Instagram. Și ce vorbeam? De cărți. Da. Eu îmi plac multe două cărți pe care le tot scot și citesc din ele când simt nevoia. Lev Tolstoi, despre Dumnezeu și oameni, cred că așa se numește, și Lev Tolstoi, Spovedanie. Dar aia, Spovedanie, e puțin mai grea. Adică să o citească doar cine e pregătit, în sensul grea, nu vizual, să citești cuvintele. Te duce niște zone ciudatele Tolstoi. Te duce. Mm. Că efectiv spune tot ce simte el atunci și simte niște lucruri grele. Perfect. Acum, haideți să te întreb câteva lucruri. Dacă ar fi să completezi rapid fraza, dacă ar fi să te muți din România, ai alege? Amsterdam. Ca destinație. Deci Amsterdam, da? Da. Londra sau Amsterdam, ți-am zis. Fiind în Amsterdam și tot spune, ai fumat vreodată? Nu sunt deloc pe partea asta, nici cu... Dacă am fumat vreodată... Hei, nu sunt pe partea asta deloc. Stai, nu, mă gândeam la țigări, eu nu fumez, nu sunt fumătoare. Nu, te întrebam legat de Amsterdam, dacă ai încercat altfel de țigări. Dai seama că toți am fost curioși când am fost acolo. Da? Nu. Și? Dar nu sunt, nu e pentru mine. Nu, mi-a plăcut senzația deloc. Nu m-am simțit acolo bine. Adică nu, și am zis, nu, din clipa asta nu. Mi-a dat-o urât. Pentru că foarte multă în lumea, în domeniul ăsta, să zicem, spune că stimulează creativitatea. Foarte mulți designeri, vestimentari, spunând că apelează la astfel de lucruri pentru a reuși să creeze altceva. Eu am înțeles, dar mie sentimentul pe care l-am avut atunci, nu vreau să-l mai trăiesc și nu știu. A fost rău. Odată și rău. Da, și rău de tot. Îți aduci aminte? Mi-aduc. Râdeai? Plângeai? Nu. Cântai? Urlai? Anxietate mare, foarte mare. Era rău. Dacă îți zic că a fost rău. Ok, te cred, gata. N-ai face niciodată reclamă la? Alcool, țigări. Niciodată? Nu. Ce părere ai atunci de influencerii care fac reclamă la tot felul de vaping-uri, tot felul de țigări, tot felul de... Adică, i-am văzut că majoritatea și fumează și mă gândesc că tu fumând e normal să faci asta și percepția lor e normal să promoveze țigări dacă ei fumează. Eu nefumând mi se pare anormal. Mm-hmm. Nu știu, dar... Cred adică că noi dacă îți dăm o sticlă de vin de la Sâmbărești, asta nu e reclamă la alcool, nu? Nu e reclamă la alcool. Dacă zic de alcool, mă refer, Ana mea, hardcore, tării de alea, adică așa un prosecco și un pahar de vin este ok, adică, na, ciognim, stăm la... Am și niște podcasturi cu medici, chiar e recomandat câteodată. Asta clar, înțeles. Haina cea mai scumpă pe care ai cumpărat-o a costat? Nu, 1000 de euro, cred că, nu. Nu aș colabora niciodată pentru o reclamă cu... Un om, adică te referi? Da. Ce mai face, mă, creața, mă? Nu mai n-a sunat înapoi. Ți-am zis că are copii și... Da, că mai insist, ți-am zis. Băi, e târziu deja. Da, e 8. Băi, pentru oameni normali e târziu. Da, și noi suntem oameni normali. Haideți să vedem, zi. N-aș colabora niciodată cu... Nu știu, cineva care simt că face lucruri mai mult, nu știu, care face rău altor oameni. Spus, alo? Ce? Alo? Numai o secundă. Alo? Da, vă ascult. Bună ziua! Bună seara! Bună seara, îmi cer mii de scuze că vă deranjez. Dumneavoastră sunteți de la Like One? Nu de la Like One. Nu sunteți Creața?
Ba da, dar nu de la Like One, sunt de la Like Creața. Like Creața? Da. Mă bucur mult să vă aud. Eu sunt Cătălin Măruță. Da, mi-am dat seama acum. Băi, nene, bă, am crezut că fac în așa fel încât să nu-ți dai seama. Vrea să te salute cineva. Cine? O fată cu care ai avut începuturi în tot ceea ce înseamnă lumea asta. Creață nu l-a ascultat, ți-a luat norul și a sunat cu japca, Creață. Deci, cu forța. E teamă că tu o să ai o reacție ciudată când o să vorbiți pentru prima dată după mult timp prin intermediul podcastului. N-am de ce să am o reacție ciudată. Asta am zis și eu. De asta zic, pentru că ați fost foarte mult timp împreună. Aici e Rux. Exact, am fost câțiva ani. Gata, ani buni. Rux, ce faci acum? Rux, ce faci Creatul? Acum ești mamă, ai copii. Da, acum am luat-o pe alt drum. Cumva. Acum sunt mamă, am copii, nu prea mai am timp de online, după cum se vede. I-am zis să nu te sune că ai copil și e târziu, dar n-a ascultat. Tu, eu cred că se bucură că sună niște oameni, ne-am cunoscut-o, ne știm mai de mult. Nu te bucuri? Mă bucur că mai vorbesc cu altcineva în afară de copii. Exact, vezi? În afară de copii, exact, da. Știi? Mai socializez și eu. Rux a venit la podcast, stăteam de povești și la un moment dat i-am zis să te sunăm. Și a avut o reacție în care a zis, bă, nu, că n-am vorbit de ceva timp. Și a apărut așa că ar fi vrut să vorbească, dar parcă n-ar fi vrut să vorbească, știi? Și mă gândesc câteodată unele prietenii, cum se... O dai în dramă, Măruț, acum? Nu o dau în dramă, se duc așa, ușor. Că ați făcut echipă bună, atât de sudate păreați de mult. Păi am fost, chiar am fost prietene și suntem. Da, adică... chiar am fost prietene. Am fost prietene bune și am făcut și treabă super bună împreună. Am avut o chimie, o relație, Na. Mi-a zis Rux să întreabă când poate să vină să vadă copiii. Păi de ce Rux are nevoie de intermediar pe tine, Cătălin? M-a angajat pentru chestia asta, vreau să spun. M-a angajat pentru treaba asta și am zis că ok, eu pot să ajut. Înseamnă că plătește bine Rux de a-i acceptat. Hai zic că o să sacrifice o săptămână ca să-mi face că curat în garderobă, adică să-mi spun asta arunc, asta e bună, asta se potrivește cu asta. O, Măruță! Spune-mi, cum e viața de mămică? E frumoasă, dar solicitantă. Tu știi că ești tu tătic, da. Bine. Mama e mai solicitată decât tatăl. Asta e că ai atins un punct sexibil. Nu. Așa e. Are dreptate în privința asta. Eu mă bucur că te-am auzit. Sperăm că nu te-am deranjat. Și eu. Nu, pregăteam copiii de baie. Știi ce vreau înainte de a pregăti copiii de baie? Tu cum o caracterizezi pe Rux? Ai, de capul meu, Măruț, lasă în pace. De ce? Fii atent, pun oglinda în fața ta acum. E fata care nu, te știe cel mai bine. E un om bun care vrea să pară dur. Ai dreptate, nu? Și e extrem de ambițioasă. Cumva de-aia n-am înțeles noi, pentru că eu eram așa pe duritate și ea era... Mereu zici, bă, hai să spune ce simți, vorbește. Yin și yang, bun și rău, voi erați, nu? Da, cumva așa, ea era gen, hai, exprimă, vorbește, explică. Eu aveam nervi da. Și, na. Dar nu și exprima întotdeauna adevăratele sentimente. Era mai rece. Era. Nu față de mine, că eu sunt cu ea zi de zi, deja o cunoșteam. Mă refer față de ceilalți. Eu mă bucur că te-am auzit și că ești bine și uite, pentru cei care urmăresc podcastul nostru, care a fost cel mai cunoscut sketch al vostru? Logic. Wow! Alea cu ardeleancă și moldoveancă. Da, în practic așa ne-au cunoscut toți oamenii prin intermediul lor cu ardeleancă și cu moldoveancă, dar unul anume să punctăm, nu știu, cred că în general mergeau super bine cele legate de relații. De Valentine's Day. Primul, atunci când peste noapte am crescut cu nu știu cât. Da, posibil, cred că da. Hai, căutăm și noi un sketch și o să-l vadă oamenii în cadrul podcastului. Îți mulțumim mult. Câți ani au copiii? Cea mică are 1 an și 7 luni și cea mare 2 ani și 7 luni. Să-ți trăiască, să vă trăiască și să vă bucurați de ei. Mulțumim, asemenea. Vrei să-i spui ceva? Acum poți. Da, îmi pare foarte bine că auzi și chiar îi ziceam lui Măruță că... Măruță,
Chiar aici am Măruță, că în ultimul timp tot, nu știu, mi-ai trecut prin cap și am zis că, bă, ce-ar fi să o sun, dar am zis că, bă, nu, ai copii, ai familie, ești un alt vibe și am zis că nu... Și ce mă, dacă are copii și are familie, crezi că nu răspunde la telefon? Da, da, știu cum sunt oamenii cu copii, nu vreau să scuze, nu mai n-ai vrut să o sun, n-ai vrut să o cauți, efectiv. Ba, chiar da. M-am întâlnit și cu Diana și cu, cu Bianca și chiar... Zic, bă, ar fi mișto să sunt pe Creața, da? No. Poate ar fi mișto să faceți niște sketch-uri după 10 ani de la primul sketch, pac, Moldoveanca și Ardeleanca. No. Păi așteptați să treacă 10 ani, după aia după 15 ani și așa mai departe. Poate facem. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu și mă bucur că v-am auzit. Și eu. Cine, nu te-am deranjat, nu? Nu, doamne, să ferește, zic nu. Acum? Crezi că o să zică da? Da, eu cred că o să zică da. Ia uzi, ea tot zice că te-am deranjat. Nu, nu m-ați deranjat. Dacă m-ați fi deranjat, aș fi închis din prima, că mi-am dat seama că te linkă ești tu și aș fi zis, alo, alo, n-am semnal, îmi pare rău și am închis. Da, dar vezi, ea a vrut să vorbească cu noi. Și noi am vrut să vorbim cu tine. Și baftă acolo, la băiță. Mulțumesc, cu cine mulțumesc. Începi prima dată? Sau faci cu amândoi în același timp? Cu amândouă, că sfetițele. Cu amândouă, pardon, amândouă. Pac, haideți! Da. Să vă spele mama! Tututum! Exact, mamă și tata împreună. Exact, haide că nu e ușor, știm despre ce este vorba. Felicitări încă o dată și salutări și soțului tău. Mulțumim tare mult. Numai hai, bine. Vă pup, te arăt frumoasă, pup. Ai văzut? Nu s-a întâmplat nimic. Erai atât de speriată. Dar că nu eram speriată. Ba da, erai speriată, avem imaginele mai devreme cu tine. Inconfortabilă, care gen? Inconfortabilă? Dacă că... te pun pe tine să vorbești acum cu un om care n-ai vorbit de nu știu câți ani. Tu îl sun. Pune-mă acum să zic cu cine să vorbesc. Vezi, zi pe cine vrei să sun. Dar de unde să știu păi vezi, ce relații tu? Imediat eu, dacă îmi spuneai acum, imediat sunam. Da. Stai că vreau să mai caut aici, că mai aveam ceva în întrebări astea, dar până le găsesc, tu caută să bei ceva, da? Ce răsciucă? Ce? Nu te lua după ei, sunt oameni răi. O să spună pe cine vor să sun, știi? Nici nu mă uit la ei și știu deja ce gândesc. Haideți să vedem. Florin, de sunt alea, mă, cu am și n-am, de le-am avut noi pregătite. Am, n-am făcut sex într-un loc interzis. Da, ce înseamnă interzis? Tu spune da sau nu și apoi vedem dacă era interzis sau nu. Cred că da, nu știu. Și ce înseamnă cel mai ciudat loc în care ai făcut sex? Pe o barcă, pe lac. Asta nu e interzis, nu? Barcă de aia cu vâsle? Nu! Da, e bărcuță de aia, cum se zice? Da, bă, nu mă, gândeam păi așa, interzis. O nebunie de asta. Mașină, într-o sală, ok. Într-o sală de cinema, când lumea era Doamne, la film ferește. Și voi în ultimul rând. Nu, dar ferește. Cine se excită așa? Doamne, ferește, nu. Eu am văzut filme de astea. Așa. N-am avut o aventură de o noapte... Iartă-mă, întrebarea corectă era am, n-am reușit să am și o relație mai lungă de o noapte. N-am, ok, asta era de fapt întrebarea corectă. Bun, haide să mergem. Am, n-am plâns la filme. Ai plâns. Deci și fata rea bocește la filme, da? Fata rea. Am, n-am adormit făcând sex. Cred că asta era pentru bărbați întrebarea asta. Ce bărbat adorme făcând sex? Ai dormit? Nu, eu nu te uita la mine. Sunt alții în încăperea asta. Ciucă? Odată. Da. Odată? Dar ce se întâmpla acolo de adormeai? Eram... Ei, e poveste lungă. Eram obosit, să zicem. Zice, ai început dacă erai obosit. Băuse mai mult decât trebuia. Ok. Ia tineretul din ziua de azi. Mă rog, nici cel mai tânăr. Hai să mergem mai departe. N-am fost agățat de o persoană de același sex. Cred că am. Adică o încercat să brască cu mine, da. Da? Făcut sex în timp ce vorbeam la telefon. Da? Dar doar așa, hei, te pup, nu pot să vorbesc, hai că... Și cum? Adică? Nu era... Da, crezi că tot timpul e bine? Ah, iată. Okay. Se muncește. N-am mințit la podcastul ăsta de astăzi. N-am, ce să mint? M-am întrebat. N-am fost îndrăgostit de o profesoară, îndrăgostită de o profesoară. De profesorul de matematică. De profesor, nu? Da. Ce clasă? Toată, generală, tot liceul. Și el știe? A aflat după atâta timp? Nu știu dacă știa, dar toate eram, nu doar eu. Cum îl cheamă? Domnul Grecu. Din Miercurea Ciu? Mm-hmm. Deci, domn profesor Grecu era un fel de da. Brad Pitt al liceului? Pentru noi, da.
Acest George Clooney de la matematică? Da, toate eram nebunite după el, toate. Ok, foarte frumos. George Clooney era mai mult, da. Ok, haide să vedem mai departe. N-am stocărit pe cineva. Da, exact, cineva. N-am băut atât de mult încât să nu-mi aduc aminte unde sunt. Ai? Când s-a întâmplat? Când era mai tânără. Exact. Ce vremuri. Și cum era odată alcoolul. N-am făcut pipi în piscină. În piscină, nu. Nu, dar în mare? Dar fără baie în costum, fără costum în mare? N-am. Nu cred, mă. Deci... Păi da, unde? De ce? Păi nu știu. Nu, că am impresia că dacă stau fără chiloți, mi-intră ceva pe acolo, nu știu. Coleg, chiloți îți protecție, știi? Ok, știi cum e. Întrebările astea sunt așa, la un moment dat, și amuzament. De exemplu, uite, n-am stat trează mai mult de 48 de ore. N-am. Mai mult de 48, nu. Am trimis cu mine poze în ipostaze provocatoare. Am sau n-am? Am trimis sau n-am? Ai trimis. Am intrat în locul unde accesul era interzis. Sigur am intrat. Exact. N-am cântat la duș. Cum să nu cânti la duș? Acolo ești viața. Asta e. Acolo toți suntem Beyoncé. N-am intrat în telefonul iubitului meu atunci când aveam iubit. Nu am. Nu? Mă rog, fiind doar de un an de aventură, adică... N-am bârfit alții colegi din social media. Caca. Aia? Tu. Cine te enervează cel mai tare? Sunt mulți care mă enervează și bârfesc. Am prieteni care stăm și bârfim zilele, îi trimitem, uite. Dar e normal, toți facem asta. Și tu faci asta, cu siguranță. Da? Adică așa, să-ți trimiți și poze, să și stai să pierzi timpul să-l cauți. Nu pierd, dar mi-apare în feed și zic, uite pe proasta asta și trimit. Și poate faci și tu la fel cum îți trimite aia ție și trimiți tu persoanei respective. Ai făcut vreo gafă de genul ăsta? Nu, dar mereu m-am panicat de câteva ori, știi? Zic, sigur am trimis cui trebuie. Pentru că poate i-am răspuns lui. Sau ei. Da, cu toate m-am că cu o zi înainte vorbise și îmi spusesem ce minunată ești. Da, păi așa acum sunt falsă. Nu, și acum ai trimit un mesaj de ăsta. Uite-te. Cu foarte mulți oameni sunt falsă, dar n-ai de ales, măruț, trebuie să fii, că nu, așa, na. Tu crezi că așa funcționează treaba asta? Menții diplomația și să fii politicos. Crezi că funcționează? Adică pentru că faptul că nu te suport nu e vina ta, e ceva de la mine că nu te suport, știi? Și atunci n-are de ce să-ți fac ție rău sau să zic nu te suport. Hei, ce drăguță ești, îmi place de tine. Și atunci ajungem la concluzia că în mare parte toată lumea asta este așa doar de fațadă? Păi da, e de fațadă totul. Dar nu pot, din păcate nu pot. Adică bunul simț și educația nu-mi permite să zic unui om în față, nu te suport. Pentru că nu-l suport. Nu-l suport din motive poate care mie mi se par ciudate. Poate lui se par normal sau altor oameni, știi? Cum e lumea asta în social media? Cum sunt oamenii nu mai ăștia, da, marele nu, moralist. Nu marele moralist, vreau să zic așa cum e. Când, uite, partenera ta creația spuneau că de fapt ești un suflet bun sub o armură dură. Când tu spui că de fapt ești un suflet rănit de multe ori, dar în rest vrei să pari așa nepăsătoare, știi? Păi dar eu mă rănesc singură. Asta și dacă ar fi așa pe finalul podcastului să-ți faci tu o caracterizare a ta, cine ești tu? E simplu, sunt să un fie, om care... Să fie așa, știi, uite, oameni buni, eu vreau să știți că rux și opulență, cea pe care o urmăriți pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, este și te descrii tu pe tine. Sunt un om pe care poți să te bazezi mereu, sunt acolo. Sunt un om, genul ăla de om, care sunt lângă tine, sunt alături, sunt foarte empatică, mă implic foarte mult când cineva are o problemă sau așa, dar în același timp, dacă simt că ți-ai bătut joc de mine sau... Nu știu, ai făcut ceva neadecvat sau care m-a rănit sau rău, dispar în secunda, adică dispar și nu mai știi de mine nimic. Adică eu pot să fiu cu tine într-o relație, să te iubesc ca pe cerul și pământul și luna de pe cer, dar dacă mi-ai greșit, plec. Și nu mai dai de mine. Și nu ierți? Depinde ce. Dacă s-a întâmplat să fie dalea, la modul, îmi dau seama că nu mai ai nimic de făcut, e așa, nu mai ai ce să faci, plec pur și simplu. Și poți să mor de dorul tău. Poți să stau să zic, mamă, mă dau capul de perește, dorme de omul ăla. Nu te caut. Nu. Aștept să treacă. Așa că atenție mare băieților care trimit mesaje pe Instagram și băieților care o întâlnesc pe Rux la cofetăria din colț atunci când se duce să-și cumpere ceva dulce. Rux, fata dură din online.
Mersi mult că ai venit la podcast. Mulțumesc că m-ai chemat. Să știi că ești o fată foarte simpatică și ai energie așa foarte mișto. Nu, dacă tu zici. Să ai baftă și să mulțumim. Ne vedem sănătoși. Doamne ajută. Mulțumim mult, oameni buni, lăsați un comentariu, dați un share, dați un like, trimiteți pe TikTok filmulețe, pe Instagram, să ajungă la cât mai multă lume podcastul nostru. Și să nu uit pentru tine, Rux, iată, mi se șoptește din spatele camerei de filmat că cei de la Sanador, la un moment dat, deviza lor este sănătatea ca stil de viață și ei vor ca toți invitații podcastului Acasă la Măruță să beneficieze de un voucher care poate să îi ducă să-și facă un set de analize, pentru că prevenția este mai importantă decât orice în ziua de astăzi. Iar Sanador merg pe această prevenție, merg pe sănătatea ca stil de viață, așa că un set de analize făcut la timpul lor poate salva vieți. Chiar am nevoie să fac și la creier, poate și la... Nu știu dacă ajunge voucherul. Mulțumim mult de tot! Mulțumim. Te pupăm! Oameni buni, aveți grijă de voi, numai bine și încercați, dacă vreți să reușiți pe social media, să fiți autentici. Asta e tot ce contează. Vibe. Vibe.